Hristos a înviat, Doamne ajută tuturor! Suntem cu Părintele Lavrentie și pentru că în ziua de astăzi cred că cea mai mare boală este cea ecumenismului, ne-am gândit că este foarte bine să vorbim pe această temă a papistașilor care vor neapărat să conducă ei, să fie ei la conducerea întregii creștinătăți. Ăsta e, din punctul meu de vedere, probabil și al multora, este visul lui Aghiuță de a conduce el, de a fi la cârmă, al lui Lucifer. Și ziua de astăzi, începând de la 1054, antemergătorul lui Antichrist, cum mai spun și Sfinții Părinți, a devenit acest papă, acești papi de atunci. Dar cel mai bine este să îi dăm cuvântul Părintelui Lavrentie să ne explice mai în detaliu ceea ce s-a întâmplat acolo la 1054. Părinte, nu vă mai vedem. De auzit? Da, de auzit vă auzim bine. Nu știu ce se întâmplă, mi se închide telefonul, cred că trebuiască tot să apăs pe ecran sau să îi reglez puțin. Astăzi, micile probleme, acum, na. Tehnica mea precară. Hristos a înviat tuturor. Da, păi, un subiect important, deși ecumenismul provine, de fapt, din lumea protestantă, noi avem foarte mult de-a face cu catolicii. Pentru că noi, ca biserică veche, apostolică, cei mai coasta noastră, să zicem așa, și mai important sunt catolicii. Și sunt și ei implicați în mișcarea asta ecumenică sau ecumenism. Mai ales că în anul 2025 se preconizează a fi un sinod de unire cu catolicii și atunci ar trebui să cunoaștem, să știm dinainte care sunt, cine așteaptă și care sunt de fapt raporturile noastre reale cu catolicii. De aceea m-am gândit că ar fi bine să facem o prezentare și să vorbim puțin pe tema aceasta. Exact. Cred că mai întâi o să încerc să fac o reglare ceva pe ei. Tot mi se închide ecranul și dacă mi se închide s-ar putea să nu se vadă bine. Ia să vedem. Așa. Sper că acum va fi mai bine. Da, păi raporturile noastre cu așa zis și catolici, mai bine denumiți papistași, pentru că ei, denumirea lor de fapt provine de la faptul că au drept cap pe papa, pe care îl consideră capul absolut al bisericii lor. Și de aceea sunt mai bine numiți papistași decât catolici. În vechime, părinții răsăriteni, părinții ortodoxi, să zicem așa, se autodenumeau catolici. Prin catolici se înțelegea, sau credința catolică se înțelegea cu credința nestricată, unitară, întreagă. Și catolic, de fapt, asta înseamnă întreg. Băi, în ultimul timp, cum suntem noi obișnuiți acum cu așa zisa biserică catolică, prin catolicism se înțelege de fapt ceea ce cuprinde toată lumea, așa, o tendință de universal, de a se răspândi peste tot. Dar termenul catolic avea de fapt un înțeles îndeosebit în sensul de credință autentică, nezdruncinată, nestricată. Catolos însemnând pe de-a întregul. Așa, deci ei sunt mai degrabă numiți papistași pentru că denumirea lor provine la faptul că țin de papă. Părinții în vechime, spre exemplu, Sfântul Grigorie Palama și chiar și pe vremea schismei, îi numeau latini. Că aveau cumva o conștiință că sunt în aceeași biserică. Primul raport, prima conflict pe care o să-l tratăm legat de relația noastră cu ceea ce a devenit mai târziu catolicii, a avut loc pe vremea Sfântului Patriarh Fotie,
în anii 879-880, când a avut loc un sinod considerat în lumea ortodoxă de foarte mult ca fiind drept al optelea sinod ecumenic. Ce s-a întâmplat atunci? Neamul bulgarilor, în Bulgaria de astăzi, au venit la creștinism. Și ei au fost creștinați de bizantini, de Constantinopol. Dar pentru că la nivel politic aveau o frică să nu fie supuși și de puterea politică, nu numai bisericești, ci să fie supuși Constantinopolului și să interfereze și alte interese de genul acesta politic, ei s-au adresat Romei și au făcut o cerere legată cu diferite subiecte de credință și să-i învețe mai bine și eventual să-i facă patriarhie, adică de sine stătătoare. Căutau să aibă o independență, așa. Asta prin anii 863, cam așa. Primind Roma o astfel de cerere, a trimis preoți și episcopi care să-i învețe credința și, de fapt, ca întotdeauna, exista și atunci păcatul acesta al ambițiilor, al slavei de șarte, de a pune stăpânire și pe alții. Și atunci Roma a vrut să ia în stăpânire pe bulgari. Și conflictul acesta cu Constantinopolul, care ține de o normalitate oarecum, adică sunt patii mai, să zicem, mai de înțeles, așa, nu, care nu presupun o schismă și o ruptură definitivă, a dat la iveală totuși unele diferențe de doctrină, de învățătură între apus și răsărit. Adică preoții și episcopii pe care au trimis Roma la bulgari au început să învețe unele lucruri diferite față de bizantini. Printre altele, și aceste lucruri sunt punctate de o epistolă, de o enciclică a Sfântului Fotie către ceilalți patriarhi răsăriteni în care enumeră aceste lucruri. Și anume, postirea sâmbetei, în ziua de sâmbătă, cum știm în tradiția noastră ortodoxă și de la părinți din vechime, din pateric, sâmbăta și duminica nu se postește. Adică, de fapt, nu se postește în sensul că nu se ajunează, nu se postește aspru. Dacă vrea cineva să postească, eu știu, mâncare de post, se poate lucrul acesta, dar să nu fie foarte aspru. Și această, fac un fel de divagație, pentru noi ziua de sâmbătă și duminică sunt exceptate de la post, mai ales în postul mare, în sensul că în postul mare, de luni până vineri, se mănâncă în mod normal, după tipic, o dată în zi și fără ulei și mai aspru. Iar sâmbătă și duminica se mănâncă cu ulei, dar tot de post. Bun, deci un punct ar fi postirea sâmbetelor pe care au adus-o preoții din Roma. Și un alt lucru, au introdus și mâncarea de lactate în postul mare. Un alt punct este celibatul preoților. Îi învățau pe bulgari că preoții care erau hirotoniți trebuiau să fie celibi, adică să nu fie căsătoriți. Și Sfântul Fotie critică lucrul acesta, cum, de ce să nu fie căsătoriți preoții, pentru că cununia este un... actul este o taină de la Sfântă a Bisericii și nu avem de ce să ne scârbim de ea. De fapt, există și canoane care reglementează lucrul acesta pentru clerici să fie căsătoriți. În afară de episcop s-a ajuns, în fine, mai târziu, să fie aleși din rândul monahilor. Un alt lucru pe care îl spuneau atunci latinii era că mirungerea, după botez, când se făcea mirungerea făcută de preot nu ar fi validă și trebuie făcută numai de arhiereu. Și lucrul acesta nu este adevărat, pentru că, într-adevăr, Sfântul Apostol Filip, care era diacon în Faptele Apostolilor, se spune că a botezat pe unii credincioși, dar de mirunse a chemat pe apostoli. Dar de ce i-a chemat? Pentru că el nu era preot, era doar diacon. Deci, dar preoții nu sunt excluși la mirungere, adică ei să nu poată face mirungerea. Un aspect așa marginal este interesant că trimișii erau aceștia dintre lombarzi, ceea ce ne face să întrevedem faptul că Roma încă de pe vremea aceea, adică în anii 863, erau sub asediu, să zicem așa, sub stăpânirea lombarzilor, a unor neamuri mai străini, adică nu
Roma, de fapt, fiind continuatoarea Imperiului Roman de apus. Dar lombarzii și alte neamuri de acolo s-au luptat cu romanii, au cucerit, era o perioadă mai zbuciumată și este important de înțeles lucrul acesta pentru că ei nu erau creștini din străvechi, din strămoșii lor și aveau idei mai străine și probabil că influențele acestea stricate din zona lor proveneau. Și bineînțeles, punctul cel mai important era Filioque, adică învățătura cum că Duhul Sfânt ar purcede și de la Fiul. Filioque, aceasta înseamnă cuvee, de la sfârșit înseamnă, noi îl punem în românește și în limbile contemporane, îl punem și de la început, și de la Fiul. Și așadar, acesta a fost conflictul pornind de la bulgari. Atunci, bulgarii, până la urmă, au fost învățați din nou de Sfântul Fotie și s-au alipit de Constantinopol. Atunci papa s-a supărat foarte tare și l-a depus din treaptă pe Sfântul Fotie. Au urmat niște neînțelegeri acolo. A fost și una neînțelegere în cadrul Constantinopolului, în care nu intru prea mult în amănunte, că era un alt patriarh, nu Arsenie, am uitat cum, Ignatie, pe care îl detronase cumva, să zicem, de fapt împăratul și îl pusese pe Sfântul Fotie și au apărut iarăși conflicte, a fost dat jos Fotie și iar a venit Ignatie și oricum s-a întrevăzut în perioada aceasta și pretențiile papei de a pune el patriarhul de Constantinopol și a dicta ce anume să facă. S-a ținut un sinod mai întâi pe vremea patriarhului Ignatie, care a fost și este și el canonizat ca sfânt, dar nici el nu a răspuns pretențiilor papei de a fi pe placul lui întru toate. Și apoi a urmat sinodul acesta de care spuneam, pe vremea Sfântului Fotin, a doua perioadă a lui de patriarhat, în anul 879-880, în care s-au atins trei puncte importante. Unu, s-a delimitat jurisdicția, adică Constantinopolul recunoaște și respectă jurisdicția Romei, și la rândul ei, Roma procedează la fel, respectă jurisdicția Constantinopolului. Adică, practic, prin aceasta a fost, cum zic, negat primatul papal. Un alt lucru a fost condamnarea schimbării, aducerii vreunei adaos în crez. Și aceasta s-a făcut așa mai, cum să zic, mai pe ocolite, în sensul că, deși trebuia condamnat dogma, învățătura Filioque, s-au mulțumit să nu fie adăugată în crez și, practic, aceasta țintea. Acest sinod a adus o împăcare între Roma și Constantinopol și relațiile s-au așezat, s-au împăcat, dar bineînțeles că au rămas unele tensiuni. Ce aș vrea să mai precizez aici este că, după cum ne spune părintele Ioannis Romanilis, care a cercetat mai mult problema aceasta, Roma sau zona aceasta a Occidentului era populată de romani, populație care era creștină și romană și avea o civilizație în spate de creștinism. Și ușor, ușor, ea a fost de fapt înlocuită de franci. Ioannis Romanidis, părintele, face o referire la o epistolă a unui Sfântului Bonifaciu către Papa Zaharia din anul 741, în care spune că francii au îndepărtat din Biserica Franciei pe toți episcopii romani până în anul 661 și s-au făcut pe ei înșiși episcopi și administratori clericali ai acesteia. Deja în 794 și 809, francii condamnaseră pe romanii răsăriteni ca fiind eretici și elini la sinoadele din Frankfurt și Aachen. Cu alte cuvinte, aproape cu 260 de ani înainte, așa zise schisme, din 1054 s-a produs această ruptură. Ce înțelegem de aici, coroborând puțin datele, este că în Occident era o disociere, să zicem, o împărțire între papii care au fost romani, adică autentici creștini, cum să zic eu, pravoslavnici, cum am zice noi, sau drept credincioși, până mult timp încolo, cum s-a întâmplat și în vremea aceasta cu Papa Adrian al VIII-lea, pe vremea Sfântului Fotie, și el era de acord cu toate dogmele, cu toate învățăturile drept credincioase.
dar era presat de ceilalți episcopi, de celelalte zone și de împărații franci din vremea aceea. Și deci conflictul care este de fapt nu este atât între Occident, în sensul de romano-catolici, cum spunem noi acum, adică între catolicii sau între romanii din apus și ortodoxi și noi răsăritenii, ci mai ales între franci și romani, adică romanii occidentali, care ulterior, conflictul ulterior a evoluat într-unul între franci, care au preluat, să zicem așa, puterea, și bizantini și ortodoxi, cum înțelegem noi acum. Ortodoxi însemnând, de fapt, Biserica lui Hristos. Și cum s-a produs lucrul acesta? Prin cam cum știm și noi în Transilvania, când s-au dat mai multe drepturi populațiilor maghiare, sași, secui, celor trei națiuni favorizate, iar românii ușor, ușor au fost îndepărtați și, bineînțeles, decimați. Așa s-a întâmplat și în Occident și ușor, ușor romanii, populația ortodoxă, populația creștină din zona aceea a fost înlăturată și au luat locul lor francii. Denumirea așa generică, să zicem o populație premergătoare francezilor de astăzi. Dar ei erau o populație mai barbară și ei abia înțelegeau creștinismul și bineînțeles că foarte ușor au pătruns inovațiile în felul lor de a înțelege și de a trăi creștinismul, printre care se numără deja pe vremea Sfântului Fotie, celibatul preoților, postirea sâmbetelor și mâncarea lactatelor în post și bineînțeles erezia asta filioque. Cam aceasta ar fi prima perioadă care totuși s-a vindecat, adică pe vremea Sfântului Fotie s-au reluat relegăturile între Roma și Constantinopol și au fost puse în termenii care cunoaștem noi astăzi în Ortodoxie, adică Roma nu are un primat papal, să fie așa, superioară peste toți ceilalți patriarhi, peste toate celelalte zone. Acum, poate mai vorbim ceva pe subiectul acesta, până să trecem la următoarea perioadă, ca să facem mai interactivă prezentarea. Da. Deci aveam așa filioque. Da. Da. Ei spuneau că Duhul purcede și de la Tatăl și de la Fiul. Ceea ce întrebarea mea, părinte, este oare ce scrie la ei în carte, în scriptura lor sau ce au ei acolo? Pentru că la noi scrie clar acest verset în Ei, Sfânta ca să intrăm puțin în dogma, învățătura asta filioquei reprezintă principala despărțire între noi și catolici, pentru că este una clar dogmatică. Exact. În ce constă? N-am dezvoltat mai mult tema asta, dar uite, îmi dai ocazia acum. Se pare că învățătura aceasta provine și de la fericitul Augustin și de la unele dispute cu arienii, când, încercând să combată arianismul, au ridicat așa pe fiul să fie deopotrivă cu tatăl și atunci l-au pus să purceadă și el pe Duhul Sfânt. Dar această neînțelegere, această confuzie s-a produs și din termenii latini ai traducerii Scripturii. Și acolo este o confuzie în termenul procedit, procedere, care înseamnă purcedere, dar înseamnă și trimitere. Și cu același termen a fost folosit și pentru purcedere, care se găsește de două ori în Evanghelia după Ioan Da. și care se referă strict la purcerea Duhului Sfânt de la Tatăl, dar l-au folosit în traducerea latină și pentru trimiterea Duhului Sfânt. Și vă voi trimite pe voi pe Duhul Sfânt și veți lua putere și veți merge în toată lumea și veți vesti Evanghelia. Și atunci s-a produs confuzia aceasta între purcederea din veșnicie și trimiterea Duhului Sfânt către apostoli, care a fost făcută de Fiul. Dar una e una și alta e alta. Una este purcederea din veșnicie, adică existența Duhului Sfânt din Tatăl și odihnind în Fiul. Iar noi avem aici, după învățătura Sfântului Grigorie Palama și a Evangheliei, avem o întărire, cum să zic, o dovadă foarte clară că Duhul Sfânt purcede doar de la Tatăl. Și anume care? La bobotează
Spune Sfântul Grigorie Palama că ni se descoperă Sfânta Treime. Și cum ni se descoperă? Atunci când Mântuitorul este botezat de Sfântul Ioan Botezătorul, s-au deschis cerurile și s-a arătat Dumnezeirea. Fiul primește mărturie de la Tatăl, acesta este Fiul meu cel iubit. Deci Tatăl are fiu, are un fiu din veșnicie. Și în același timp, Duhul Sfânt se vede ca un închip de porumbel, cum coboară din cer, de la Tatăl, practic, și se odihnește asupra Fiului. Aceasta este și o, de fapt, o realitate din Sânul Sfintei Treimi, adică Duhul Sfânt purcede de la Tatăl și în Fiul se odihnește, după cum se precizează și Sfântul Ioan Damaschin și alți părinți bisericești în tratatele de dogmatică. Sau cum se mai spune că Duhul Sfânt purcede și prin Fiul, în sensul că purcederea lui de la Tatăl are legătură cu Fiul, adică nu purcede pur și simplu de la Tatăl așa cum Fiul se naște și, da, și atât, ci purcede în legătură cu Fiul. Deci, Evanghelia și Sfinții Părinți ne arată clar că Duhul Sfânt purcede doar de la Tatăl, nu și de la Fiul. Și dogmatic, ce este important, de ce este atât de important și de dogmatic lucrul acesta? Că mă gândeam și eu la început, apropo, când am început să învăț limba greacă veche, am găsit o carte a Sfântului Grigorie Palama despre purcederea Duhului Sfânt. Și mă gândeam ce se poate spune despre lucrul acesta, că două cuvinte acolo în Evanghelie, ce poți să spui atât de mult? Da. Și o taină atât de mare încât cum poți pătrunde cu mintea sau ce poți să înțelegi? Și sunt multe lucruri pe care, de fapt, trebuie să le înțelegem. Principalul care este? Că Dumnezeirea are un singur principiu, nu are mai multe. Dacă Duhul Sfânt, dacă Tatăl ar naște pe Fiul și apoi Tatăl și Fiul nasc pe Duhul Sfânt, atunci avem o temporalitate, adică două acte, două acțiuni consecutive. Și asta înseamnă că nu mai sunt toate dintr-o dată, un datum, un dat, ci sunt așa, ca un fel de zei, adică unul Tatăl născut pe Fiul și apoi împreună purces pe Duhul Sfânt. Apare o, cum să zic eu, o temporalitate. Pe când în dogma, viziunea ortodoxă, Tatăl, fiind Tată, el are pe Fiul dintr-un început. De când este el, pentru că este Tatăl și nu e, și este neschimbabil, are și pe Fiul. Și atunci și Fiul este deodată cu Tatăl. Nu există o cum să zic, o consecutivitate sau o întârziere în timp. Ei, dar în același timp Tatăl purcede pe Duhul Sfânt și nu fără să fie și Fiul implicat, să zicem așa, nu străin de Duhul, de Fiul, tot din veșnicie, din faptul că este Duh ca Dumnezeu. Și în același timp are pe Duhul Sfânt. Și în felul acesta Tatăl, ca izvor al Sfintei Treimi, garantează, să zicem așa, în termenii noștri raționale, așa, pe înțelesul nostru, faptul că Dumnezeu este dintr-o dată, adică nu e ca zeii, ci este Dumnezeu din veșnicie, odată și neschimbat. Nu apare schimbarea aceasta, să nască pe Fiul și apoi apare încă o schimbare, amândoi să purceadă pe Duhul Sfânt. De aceea este foarte important, pentru că Dumnezeu trebuie să fie dat, un singur principiu, cum spun Sfinții Părinți. Părinte, dar oare ce scrie la ei în cartea aia? Zic, aveți idee? Adică la ei nu scrie cum scrie și la noi? Că nu, scrie la Ioan acolo, la noi. Da, iar când va veni Mângâietorul, pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului, care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi despre mine, că scrie clar, care de la Tatăl purcede. Și întrebarea mea ar fi așa, oare la ei ce scrie în cartea lor acolo? Păi, cum am spus mai înainte, ei făceau confuzii pentru că se folosea limba latină între purcederea aceasta de care ai spus și mai este un verset tot acolo tot la fel, la Ioan, capitolul următor. Da, și într-un Duhul Sfânt care de la Tatăl purcede următor. Da. Deci acestea sunt versetele care vorbesc despre purcedere și cum în limba greacă ekporeho, dar în textul latin, scap acum, Vulgata, același cuvânt este folosit și pentru trimiterea Duhului Sfânt de către Hristos apostolilor. Și atunci ei fac confuzia asta și persistă în ea. Adică au pornit confuzia
de la ce spuneam cu longobarzii care erau arieni și voiau să le arate că și fiul este deopotrivă cu tatăl și că atunci au făcut eroarea aceasta să zică că și fiul purcede pe Duhul Sfânt, dar apoi au stăruit în ea și cu rădăcini de la fericitul Augustin, unde el afirmă clar doctrina aceasta filioque, care provine dintr-o eroare de gramatică, cum zic, de limbă. Când spune că eu vă voi trimite pe Duhul Sfânt și dacă spune eu îl trimit, atunci se înțelege că procede și de la îl trimit, de fapt, eu îl proced, așa s-ar spune în latină. Da. Și atunci îi fac confuzia asta și persistă pur și simplu în ea. Ei acum recunosc că ar fi cumva o problemă, dar totuși îi spun, da, nu e chiar așa, dar totuși se poate înțelege și așa, adică nu renunță. Așa. Bineînțeles că ar fi ușor să facă apel la textele grecești, la textele originale și să vadă că, uite, acolo se vorbește despre procedere și punct. Așa. Mă gândeam acum, ok, în regulă, latina veche, era latina veche, dar în ziua de astăzi totuși, nu știu, latina lor e mai îmbogățită în cuvinte și în gramatică. Adică nici acum, la ora actuală, nu și-au dat seama că... Nu știu, păi, totuși, ei prin faptul acesta sunt într-o mare erezie? Nu-și dau seama că probabil, cum să zic, apar tot felul de teologi de-ai lor care justifică, cum tot pe aceleași idei, reiau aceeași temă, că trimiterea de la fiul, că și pentru ei, de fapt, există și o teologie în asta că... taina economiei, adică întrupării Mântuitorului, dublează cum a venit și arată existența Sfintei Treimi. Adică dacă Fiul Hristos a trimis pe Duhul Sfânt, Harul Duhului Sfânt, practic, apostolilor, înseamnă că, de fapt, și el îl și purcede pe Duhul Sfânt. Fac o concluzie, trag ei concluzia asta în mod forțat și persistă în eroarea aceasta. Eu mă gândesc, nu știu exact, n-am studiat foarte mult, n-am vorbit cu mulți catolici să vedem despre ce este vorba, dar cred că atunci când un om intră într-o eroare, până la urmă e foarte greu să recunoască, e foarte greu să dea înapoi, să zică da, am greșit, nu e așa. Că asta e duhul ereziei. Păi, despre asta e vorba. Două, trei întrebări și trecem mai departe. Părinte, cum să ne comportăm cu colegii de școală care sunt catolici? Cum să nu avem părtășie prea mult cu ei, dar și să respectăm porunca de iubire a aproapelui? Păi nu ne rugăm împreună cu ei. Adică, dar la nivelul, să zicem, relațiilor la școală, de colegialitate, de omenești, nu? Prietenie sau da. Eu știu, colegialitate, nu există nicio problemă cu musulmani, cu oricine ar fi, evrei sau... orice credință, orice yoghin sau orice ar fi, ne comportăm bine, dar în raporturile noastre la școală, sau adică pe raporturile astea sociale, doar nu ne rugăm împreună cu ei sau nu spunem lucruri care țin de credință sau să cedăm în privința credinței, să ajungem să spunem, da, ai și tu dreptate, că nu știu cum. Altfel, cum spune Apostolul Pavel, căutați să vă împăcați cu toți cei, să trăiți în bună pace cu toți cei din lume. Și că dacă ar fi să ne depărtăm de toți, nu se poate lucrul acesta. Adică ar însemna să ieșim din lume, spune Sfântul Apostol Pavel. Deci, de la Apostolul Pavel avem îndemnul acesta să trăim în bună pace cu toți, dar nu în aceeași credință. Dacă se poate să-i ajutăm, îi ajutăm. Dar în orice chip, absolut în orice chip, dar atâta. Nu avem aceeași credință. Și nu ecumenismul dăm mărguri... aici e problema. Că e pe planul credinței, bisericii. Acolo nu ne unim. Avem credința noastră și nu avem cum să facem compromisul. Dar la bună înțelegere, la conviețuire... Aia e. Și ne manifestăm este... dragostea. Da, și poate este valabil mai departe așa. Nu aruncați mărgăritare porcilor. Adică să nu intrăm în vorbă cu, cum a spus și dumneavoastră acum, pentru că la un moment dat, dacă omul nu este, nu știu, întărit duhovnicește, este posibil să spună, hai că poate ai și tu dreptate și atunci ne încadrăm în pilda aceea, din Pateric, cu Sfântul Antonic, cu ucenicul, nu-l mai recunoștea. Sunt un paisie cel mare, da.
Așa, Sfântul Paisie cel Mare, care îl gonea, du-te de aici. Păi de ce? Că ăla săracul era șocat. Păi dar n-am făcut nimic. Da. Păi nu te-ai întâlnit cu un evreu pe șosea pe acolo, pe stradă? Ba da, păi și ce ți-a zis? Păi că... Și tu ce ai spus? Păi poate ai și tu dreptate. Gata, s-a terminat. Și era foarte grav, părinte, că la un moment dat i-a spus așa: ești căzut din Sfântul Botez. Nu mai ai harul botezului, ai pierdut harul botezului, da. Exact. Nu mai văd asupra ta. Iată cât de grav, nu, părinte? Da. Ei, dar în, cum se cheamă, interacțiunile de zi cu zi, mai ales la școală, cu catolici, am avut și eu colegi catolici, dar nu aveam nicio problemă legală. Da, adică nu era o legătură, nu se punea problema de credință, exact. Doar dacă intervine problema de credință. Până la un punct, adică să fim cei mai buni prieteni cu ei, contează, le dăm cămașa după noi, dar până la un punctul atât. Da, până la punctul credinței. Altfel, noi ca și creștini chiar trebuie să iubim pe toți, cum e și pilda samarineanului. Ce dacă e samarinean, dacă e catolic, nu, exact. Nu stăm de vorbă sau nu, Doamne ferește. Exact. Următoarea întrebare de la Nic: arianismul, dacă are vreo legătură cu populația ariană și sau cu Ares, zeul lor? Nu are. Arianismul pe vremea lui Hitler sau avea alte conotații din Iran, din populația ariană, dar Ari a fost de fapt o persoană și așa l-a chemat și de acolo s-a dedus, cum se zic, a pornit și erezia ariană de la numele lui. Dar arianismul ca populație, ca oameni, ca rasă, este cu totul altceva. Exact. Încă o întrebare și trecem și la... sau continuăm cu subiectul. Părinte, dacă auzim un catolic vorbind teologic, să-l urmăm, să-l contrazicem sau să ne lăsăm păgubași? Asta depinde de fiecare. În primul rând, nu trebuie să intrăm în contradicții cu nimeni, adică în contradicții, inutile. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, de om eretic, după întâia și a doua certare, depărtează-te. Sau, mai spune el, ferește-te de certurile nesfârșite de cuvinte, îi spune Sfântului Apostol Timotei. Așa și noi, de lucrurile acestea ne ferim. Dar dacă cineva are o curiozitate, poate nu vrea neapărat să treacă la ortodoxie, dar poate e bine să-i spunem: uite, la noi, la ortodox, dacă știi și tu stăpânești credința, știi și să o exprimi, să o explici, să o arăți, este foarte bine de arătat. Dar mulți nu stăpânesc chiar toate detaliile de credință și atunci e bine să stea în banca lor. Adică să-și exprime poziția că eu cred în biserica mea, dacă sunt unele subiecte pe care nu le stăpânesc, pot să cercetez sau nu mă bag în ele, eu cred totuși cum spune biserica mea că am încredere în ea. Și mai mult de atâta nu pot să vorbesc sau să mă bag. Dacă cineva este mai întărit duhovnicește, atunci poate să intre și în discuții. Duhovnicește însemnând două aspecte. Unu, ca informație, adică dogmatic, și doi, în sensul de a nu se mânia, de a nu-și pierde cumpătul, de a nu, cum să zic eu, să trateze într-un mod nepotrivit. Că nu trebuie să ne certăm într-un mod nepotrivit cu alții. Acum, spre exemplu, Sfântul Epifanie de Salamina avea, se pare că avea o râvnă foarte mare de a-i converti pe eretici. De asta și scris cel puțin două cărți, Panarion, adică toate ereziile. Și el avea obiceiul acesta că atunci când vedea un eretic, dacă intra în vorbă cu el, să-l aducă la credință. Și chiar a intrat cu un eretic, au făcut așa un legământ: uite, stăm singuri și vorbim până când se convertește unul. Nu ai voie să mănânci, să ieși din casă până nu... Sau făcea și minuni, că atunci când era un eretic care învăța că nu există învierea morților, Sfântul Epifanie, când a intrat în biserică atunci unde vorbea el sau în adunarea lor, și când l-a auzit vorbind, i-a spus: pune lacăți pe gură, și atunci s-a oprit limba respectivului și a învățat el poporul cum e credința dreaptă. Și până la urmă, respectivul, când s-a întors la credință, i-a dezlegat limba și în felul acesta i-a și convertit. Ei, puțin sunt care să aibă râvna aceasta așa și tăria. Și mai e ceva ce am înțeles eu acum, părinte. Dacă acel eretic stăruia în erezia lui, până la urmă Sfântul apela și la o... cât o minune. Da. Apoi în ziua de astăzi, păi zic, de unde? Adică, da. E.
Și încă o întrebare și trecem mai departe, că este legată de Sfânta Liturghie. Deci ca să închei puțin două aspecte. Una, când vorbim cu ereticii și nu numai catolici, cu oricine altcineva, depinde de starea noastră sufletească, care e dispoziția noastră. Cel mai bine este să evităm lucrurile acestea, adică să aflăm sau știu, să ne băgăm așa. Și al doilea depinde și de dispoziția celuilalt, dacă vorbești și dacă putem purta un dialog corect cu el și nepotrivit. Nu este întrebarea asta. Următoarea aici este. Cu statul în genunchi la liturghie, la slujbe. Despre asta e vorba. Deci, dacă stăm în genunchi la slujbă în această perioadă pascală, deoarece sunt înalt și ceilalți nu văd ca tapeteasma din cauza mea, dacă e păcat, dacă încurcă pe cineva pe acolo, nu știu. Păi, rânduiala aceasta a bisericii, o pomenește de ea și Sfântul Vasile cel Mare, de fapt e menționată și în canoane, ca de luni până vineri se poate îngenunchia și se fac metanii, iar sâmbătă și duminica și în perioada dintre înviere și cincizecime nu se fac închinăciuni și nici între Crăciun și nașterea Domnului și bobotează. Dar asta ar presupune că de fapt noi avem o viață ascetică de nevoință în celelalte zile. Și atunci în biserică, adică sâmbătă și duminica, nu mai facem închinăciuni, metanii, așa, cum e, spre exemplu, mai ales în postul mare. Se fac Doamne și se pun în vieții mele, mai ales la mănăstiri. Ei, sâmbătă și duminica nu se mai face. Și cam aceasta este logica. Dar, după cum spuneau mai mulți părinți, Părintele Iustin, Părintele Ioanichie Balanț sau și alți duhovnici pe care am cunoscut, acum cine nu se apucă ei suficient și vrea să facă metanii și mă refer la rugăciune de acasă, sunt bine primite că nu ne putem veni așa cu justificarea, ei, nu pot să fac metanii acum și nu mai fac metanii. Mai bine te pocăiești. Iar în biserică, da, aceasta este rânduiala și ar trebui ca de fapt în toate duminicile să se stea în picioare. Nu cred că sunt momente, doar la apostol, sunt puține momente în care ar trebui să se stea în genunchi la liturghie. Acum, eu personal nu sunt atât de împotrivă să stea oamenii și în genunchi. Nu mă refer neapărat la perioada asta dintre înviere și cincizecime, ci chiar și duminicile, pentru că e același, în toate duminicile, pentru că e același lucru. Deci spuneam că nu sunt chiar împotrivă să stea și în genunchi, pentru că la noi, cel puțin români, avem evlavia aceasta, să ne rugăm în genunchi. Dar ar trebui că atunci când stăm în genunchi, să stăm în genunchi, nu pe șezut așa sau mai... Și mai depinde și de puterea trupească a fiecăruia, care e în vârstă, care, eu știu, bolnav, care sunt neputincioși. De asta mai avem și câteva strane în biserică. Deci, ar trebui, într-adevăr, să stăm în picioare în toată perioada, de la înviere până la cincizecime, mai ales la slujba învierii, slujba de Paște. Atunci se stă în picioare și chiar poate e destul de greu, că durează mult slujba și stai în picioare, dar aia e nevoința noastră. Chiar dacă e învierea, chiar dacă e bucurie, facem și noi nevoința noastră. Bun, și deci până la cincizecime se stă în picioare și ar trebui ca și în celelalte duminici să se stea în picioare, adică să fim, cum să zic eu, prezenți în fața lui Dumnezeu, nu așa, mai într-o lenevoși așa. Exact. Părinte, trecem mai departe cu perioada papistașilor sau vorbim un pic și despre alte erezii? Cum doriți dumneavoastră? Despre alte erezii, lor. Adică? Ale lor. Ale lor. Dar mai luăm mai întâi o altă perioadă, exact. Și anume vorbim puțin despre schisma de la 1054. Exact. Acum am scris și eu destul de, adică am scris, de fapt n-am scris eu, am tradus unele materiale care prezintă destul de bine evenimentul, să zicem, acesta al schismei. Și am să mă refer la anul 1054 și la sinodul de la Lyon în comasate așa împreună, pentru că au legătură una cu alta. Deci, până în 1054, de la Sfântul Foție, legăturile s-au păstrat, dar totuși a apărut o răceală a relațiilor. Papa a început să se dea bine pe lângă împăratul Franc și împăratul German, adică să aibă o putere politică. Pentru că atunci când
așa se întâmplă pe pământul acesta, când nu ai o putere în spate, ești așa, dominat de celălalt și nu-i convenea. Acum aș vrea să fac o precizare așa în plus. La sinodul imediat anterior, la sinodul 7 ecumenic, anterior perioadei Sfântului Fotie, deci în anul 800, nu, în 787, la sinodul 7 ecumenic și apoi la 850-843, cel care a ținut dreapta credință a fost Papa de la Roma. Și chiar au condamnat pe bizantini, pe biserica de la Constantinopol, pe patriarh și pe împărat, care era iconoclast în vremea aceea, și a dat și anatemei înainte de sinodul 7 ecumenic. Și apoi ei au fost, papa, deci a fost, cum zic eu, stâlpul ortodoxiei. Dar pentru că așa era împrejurarea. Ulterior, după sinodul 7 ecumenic și mai încolo, pe vremea împăraților franci, ei au început să fie, să nu se mai închine la icoane. Aveau, au un cult așa și probabil de acolo și provine felul catolicilor de a se închina cu sculpturi, cu statui, cu catedralele acelea mari. Și spun ei că da, folosim icoane, dar nu ne închinăm la ele, ci sunt doar așa pentru a ne, cum să zic eu, a ne transmite un mesaj, ca o carte în culori, cum să zic, ca un desen, nu? Care ne transmite nu prin scris, ci prin imagini, ca o carte în imagini. Da. Așa, dar deci papa a fost un stâlp al ortodoxiei, dar ulterior, mai ales de la împărații franci, aceștia care susțineau atât iconoclasmul în forma aceasta mai moderată, dar și filioque, încât a apărut o cărțulie pe vremea regelui Frank Carol, parcă, în care se spunea clar că trebuie, și chiar erau depuși episcopi și preoți, clerici, care nu mărturiseau filioque. Ei, de acolo a început să fie o presiune asupra Romei. Și Roma se simțea totuși slabă și în fața Constantinopolului și se alia cu puterile politice din zona occidentală, cu francii, cu împărații germani, cu Otto al Germaniei în anii 900 și ceva. Și pentru a face față, să zicem așa, pentru a rămâne pe aceeași poziție cu Constantinopolul. Dar influența împăraților a devenit tot mai puternică și începeau să le dicteze papilor cam și ce trebuie să facă, încât ajungeau să pună diferiți papi pe tronul Romei, care nu erau nici de cum potriviți, erau rude, erau copii de 16 ani, care aveau o viață imorală cu totul și în felul ăsta se cam ducea de râpă totul. Mulți dintre ei nici nu mai trimiteau scrisori de recunoaștere la Constantinopol și atunci se întrerupea puțin comuniunea. Nu se știe clar dacă pe motive de erezie sau pur și simplu erau delăsători și n-au ținut la lucrul acesta important să rămână în comuniune și să anunțe că, cum se procedează. Când se instalează un nou patriarh, se trimite și celorlalți patriarhi o scrisoare de recomandare, irenică, așa se cheamă, și primesc răspunsul. Și în felul acesta se stabilește, se continuă, de fapt, comuniunea între biserici. Ei, papii aceștia puși de împărați, nefiind interesați aproape deloc de biserică, după cum spuneam și la părintele Romanidis, n-am dat mai multe citate, dar erau cavaleri, erau bețivi, erau afemeiați, o nenorocire, atunci ei n-aveau grijă aceasta bisericească. Și treptat, scaunul papal a căzut așa în disgrație, în, cum să zic eu, a căzut în credință. Și când, dar totuși erau puși și papi romani, adică care aveau credința tradițională. Când a început să fie puși papi germanici și franci, aceștia au început să se supună și împăratului și au introdus și în crez filioque. Ei, de atunci, cam din anul 1004 și 1009, sunt cunoscute datele acestea din sursele istorice, după cum vorbește într-un studiu mai amplu profesorul Teodor M. Popescu.
un mare mărturisitor al nostru român. Așa, el, cum spune el, în anii aceștia 1004-1009, ei au introdus în crez Filiovie și atunci Constantinopol a întrerupt comuniunea cu Roma. Ei, au existat și fricțiuni la nivel politic. Grecii au stăpânit o parte din Italia, Sicilia, în partea de sud. Apoi a fost cucerită înapoi de lombarzi, de mai știu eu, populației de acolo. Apoi iarăși bizantinii au cucerit-o și apăreau nemulțumiri contre de genul acesta, care interferau și cu biserica, pentru că na, așa trăim pe pământul acesta și facem greșeala asta să confundăm viața bisericească cu cea politică. Și s-au suprapus certurile acestea, să zicem, conflictele acestea politice și cu cele bisericești, dar au existat și divergențe bisericești reale, cum vorbeam despre filioque și alte lucruri. Conflictul, diferențele s-au accentuat tot mai mult și la anul 1054, practic, papa a trimis pe cardinalul Humbert la Constantinopol să îl aducă la ascultare pe patriarhul Mihail Celularie. Dar n-avea cum să-l aducă, mai ales cu pretențiile de a asculta el de papă întru totul și așa mai departe, și eu știu ce învățăturile care le-a adus. Patriarhul nu l-a ascultat, l-a pus puțin și l-a temperat pe Humbert, iar el, fiind o persoană foarte orgolioasă, s-a supărat și atunci a lăsat o anatemă, o scrisoare așa pe Sfânta Masă în Constantinopol, în care a dat anatemei biserica din partea papei. Atunci patriarhul n-a luat-o în considerare chiar cu totul, dar nici n-a putut să o ignore. A scris celorlalți patriarhi răsăriteni din Antiohia, Ierusalim și Alexandria, iată ce s-a întâmplat. Au fost contacte cu Roma mai departe, când s-a întors Humbert acasă era alt papă, a ajuns Nicolae al II-lea, dar el a ținut în ca validă anatema asta dată de Humbert și atunci conflictul s-a, să zicem, s-a oficializat, adică conflictul în sensul desprinderea, schisma, ruptura aceasta s-a oficializat, a rămas în picioare. Pornind de la conflicte mai mici, așa mocnite, s-a ajuns la nervii lui cardinalului Humbert și până la urmă s-a oficializat, s-au rămas în picioare. Pe vremea aceea erau menționate, deci Filiovie era prima, cum se cheamă, diferență. Erezie. Da, apoi, ca obiceiuri, catolici, cum îi numim noi astăzi, latinii, și chiar și preoții, aveau obiceiul să-și radă barba. Și erau foarte supărați că nu erau primiți la împărtășanie oamenii care nu aveau barbă. Și bizantinii, bineînțeles, după canoane, după cum trebuie, nu îi primeau la împărtășanie pe cei care aveau barba rasă și ei spuneau cum, că așa e obiceiul nostru, trebuie să fie. Apoi, deja, celibatul preoților, cum am spus și pe vremea Sfântului Fotie. Și mai consemnează și deja apare și folosirea azimelor la latini, în Roma, ca o diferență și se consemnează prin, eu știu, în scrierea aceasta, în anatema lui Humbert, că el critică lucrul acesta, rebotezarea celor care au fost botezați în numele Sfintei Treimi și mai ales a latinilor. Deci, iată, se consemnează că încă de pe vremea aceea, înainte de... O paranteză, mă iertați. Deci, noi avem Sfântul Botez în numele Sfintei Treimi. Da. Pe ei, cum au botez că ei au un numele Doimii? Cum e la ei? Păi tot treimii, dar e o altă de treimii. Ei, păi n-are cum. Că dacă păi, ei n-au Duhul asta Sfânt... spuneau ei. Asta spunea cardinalul Humbert. Nu înseamnă că avea și dreptate. Dar eu spun, am citat cumva. Da. Și dar oricum, asta e o consemnare că încă de pe vremea aceea bizantinii îi rebotezau pe papistași. În numele doi. Deci, înainte de schisma, dar nu neapărat că e asta, că de fapt orice erezie, chiar și arianism, ar trebui rebotezare. Într-adevăr, la sinodul sinodul 2, cum e, la sinodul 1 abia au fost condamnați arieni și nu s-a dat vreo normă cum să fie primiți arienii, prin botez sau fără, sau mă știu eu. Și abia la sinodul 2 s-a spus că să fie primiți prin mirungire, nu fără botez. Da. Sfântul Nicodima Ghioritul în Pidalion comentează că aceasta de fapt este o economie, pentru că erau mulți arieni atunci
Și am să fac și o paranteză aici. La Sinodul 2 Ecumenic s-a dat un articol și despre biserică. Cred într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Nu sunt menționate la ce anume s-a referit, de ce s-a introdus articolul acesta în crez, dar cel mai plauzibil motiv este că existau de fapt foarte multe certuri. Mulți care erau aroganți ca să ajungă episcopi în biserică nu puteau ajunge, pentru că exista o triere serioasă. Dacă nu erai serios, nu puteai să ajungi episcop, preot și mai știu eu. Și atunci duceau la arieni. Și atunci se duceau la arieni, îi hirotoneau ei și se întorceau înapoi la ortodoxi ca să fie primiți ca episcop. Și ei mărturiseau credința după aceea ortodoxă, nu ariană. Dar fiind botezați de arieni, nu îi primeau. Și de aici, probabil, ca să nu mai fie, eu știu, problemele acestea de amestecare, așa, și bine, și problemele cu arienii, că au fost mulți episcopi care erau dublau pe episcopii ortodoxi și așa mai departe, probabil că atunci s-a dat definiția aceasta în crez, cred într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, adică nu îi băgăm în seamă pe arieni și toți, eu știu, alți eretici, manichei care mai erau acolo. Și lucrul acesta rămâne valabil și pentru, cum a venit pentru vremea noastră, pentru catolici, pentru, eu știu, protestanți și așa mai departe. Așa, revenind puțin, deci și ei au dat, pentru că arienii erau mulți, au dat norma aceasta să fie primit prin mirungere, dar cumva ca o, economie, pentru că în același timp sunt în vigoare și canoanele apostolice și canoanele de la Cartagina, pe vremea Sfântului Ciprian, unde se spune că și schismatici și eretici ar trebui botezați. De ceea ce se înțelege că era o economie. Asta ca să răspund la ce ai spus. Deci, încă de pe vremea aceea era repotezarea latinilor. Bun, și atunci s-a produs schisma aceasta, până la urmă a rămas în vigoare și s-a produs ruptura de tot. Dar ce au făcut bizantinii? Nu au numit o erezie. Nu i-au numit eretici pe latini, îi numeau schismatici. Și am spus mai înainte că voi face o referire la sinodul de la Lyon și la anume la ce? Sunt unele scrieri ale patriarhului Iosif al Constantinopolului de la înainte de sinodul la Lyon, care a fost dat jos și în locul lui a fost pus Ioan Vecos, care a fost prigonitor, care a impus unirea cu catolicii la Lyon și au fost atunci și martiri, Cosma, Sfântul Cosma, protosul Sfântului Munte, martiri de la Iviron din Sfântul Munte, cărora le-a dat foc Ioan Vecos. Așa, deci Iosif dinainte are o scriere, o apologie, în care îi scrie împăratului de ce nu ne putem uni cu latinii. Și printre altele spune acolo că ei sunt eretici, noi îi numim schismatici. De ce? Pentru că așa o socotii părinții să nu fie atât de răi în limbaj, atât de agresivi, atât de categorici. Că atunci, pe vremea când îi numeai, și acum de fapt, când îi numim eretici, e o diferență foarte mare. Când e schismatic, e așa, cum spune și Sfântul Vasile în canonul întâi, schisma e o diferență care e vindecabilă, pe când erezia mai greu. Și atunci îi numeau schismatici pentru că trăgeau nădejde ca totuși latinii să se întoarcă și să se poată împăca, să renunțe la ereziile lor și atunci să se refacă unitatea. Ei, și s-a numit schismă, dar ei aveau conștiința că este erezie. Chiar patriarhul Iosif spune într-un pasaj acolo din scrierea lui că voi spuneți despre Sfântul Chiril al Alexandriei că avea comuniune cu Nestorie și îl numea împreună slujitor. Spune, da, dar când asta? Înainte de condamnarea sinodală de la sinodul 3 ecumenii. Dar după condamnarea sinodală nu mai putea să aibă comuniune. Și atunci merge mai departe patriarhul Iosif și spune așa și noi cu catolici. După condamnarea de la 1054, pe care ei, deci la vremea respectivă, o să socotea o condamnare definitivă ca erezie, nu mai putem să intrăm în comunie cu ei decât dacă renunță la erezii și se întorc în Biserica lui Hristos. Și aș mai face o mențiune aici, deja în deci sinodul de la Lyon a avut loc în 1274 și în discuțiile acestea de un an înainte erau după aproape un secol, mai bine de 50 de ani de la prima sau a doua cruciadă occidentală. Da,
Și atunci când au fost ei să elibereze Ierusalim, au făcut de fapt, au devastat în 1204, au devastat foarte tare Constantinopolul. Și bizantinii resimțeau, acum vreți să ne unim cu papa, dar ei au venit și ne-au călcat în picioare și au distrus aici și au omorât ca vandale, cu cine să ne unim. Și deci asta voiam să subliniez în ce spuneam acum, în schisma de la 1054, corobora cu ce se spunea și de la 1000, la perioada la sinodul de la Unirea de la Lyon. Uite, este și o carte în franceză, de fapt cu traducere franceză, dar textul este, ia să vedem, aici este în grecesc și aici este în traducere franceză. Bine, mai încolo, cel care a editat-o n-a reușit să traducă ultimele scrieri, nu sunt decât în greacă. Da. Probabil că a murit, nu mai știu. Și aici, din ce am citat, am tradus eu, probabil că am să și pun asta. Apologia e, de fapt, un fel de rezumat. Al, da, care se Apologia către împăratul Mihail al VIII-lea, sau ce scrie, nu? Da, da, paleologul. Da, da. Paleologul, care el impunea unirea de la Lyon. Deci în iunie 1273 este apologia aceasta a patriarhului Iosif. Și bine, mai sunt și alte scrieri și epistolele monahilor atoniți care au răspuns că nu putem să-l pomenim pe papa. Cum să-l pomenim pe cineva care este caterisit și depus din treaptă și dat anateme? Și deci, în scrierile acestea se spune ce spuneam eu mai înainte, că schisma, de fapt, noi știm că este erezie, dar o numim schismă ca așa, din condescendență, ca totuși să se întoarcă. Ei, treptat și pe vremea la Lyon și mai departe, se mai acceptau primirea prin mirungere, mai ales când era vorba de căsătorii mixte, că încă totuși existau legături, și dar treptat s-a impus rebotezarea celor care veneau de la catolici, deja ruptura devenea tot mai puternică. Da. Deci asta a fost și etapa, cum se cheamă, cu ruptura de la 1054, unde vorbim de schismă, de fapt de ruptură definitivă în sensul de erezie. Așa. Deci ei, din câte am concluzionat eu până acum, au vrut să conducă și partea aceasta a ortodoxiei din ziua de astăzi, pentru că la un moment dat și-au dat seama că la ei acolo în vest își cam pierd puterea sau deja și-o pierduse, nu? Ei, apare rivalități. Așa suntem oameni, și între noi, în școală, între vecini, apar răutăți în astea, așa și între țări. Apar rivalitățile acestea și francii rivalizau cu Imperiul Bizantin și atunci biserica, pentru că avea un loc important în Imperiul Bizantin, așa au luat și ei, biserica de partea lor să fie un loc important să rivalizeze cu Imperiul Bizantin. Bine că până la căderea Constantinopolului deja scapă acum venețienii și mai era un oraș important. Scapă acum care au făcut jocuri politice importante în Constantinopol și au dus la căderea unor împărați și treptat, practic, au subminat Imperiul Bizantin. Au avut și ei un rol. Da, da, da. De ce totuși, părinte, au dat anatema? Dacă ei erau conștienți că la ei acasă acolo își pierd ușor puterea, de ce totuși au dat anatema așa ușor? Adică n-au încercat altă metodă? Te-ai dus direct și ai lăsat pe masă anatema. Tu, fiind conștient că deja îți pierzi puterea în părțile vestice acolo, pentru că deja împărații dădeau ordin și da, papa de atunci executa sau ce. Da, deja nu mai vorbim de pierderea puterii romanilor. Care au fost, zicem, succesiunea sau faptelor în timp? Pe vremea Sfântului Fotie, papa era roman, adică era, zicem așa, ortodox. Și el a acceptat hotărârile Sfântului Fotie, l-a convins, se pare, în culise, să nu-i depună din treaptă, să nu-i caterisească, să nu-i anatematizeze pe cei pe filiocviști, care erau francii, pentru că papa urma să se întoarcă la Roma și să fie în coasta, să aibă în coastă pe franci. Și dacă i-ar fi anatematizat, ar fi avut viață grea.
Și atunci au preferat așa o economie, adică condamnăm erezia, dar nu-i condamnăm pe eretici, adică pe franci. Dar deja în 1054 nu mai vorbim de papi și de oameni de biserică romani, ci deja vorbim de papi franci și de, deja de lumea s-a schimbat. De acolo s-a terminat. Da. Adică cum e la noi în Transilvania, încă mai este populația română putere. Dar la ei, cum a venit procesul, deja românii sau romanii, cum a venit, deja aproape nu mai existau. Și aveau pretenția asta să rivalizeze cu Imperiul Bizantin. Cum? Tot trebuie să asculte de noi. Da. O erezie de-a lor mai este și purgatoriul. Adică ei cred că mai este ceva între rai și iad. Un loc cu scop purificator. Ci da, unde sufletele păcătoșilor merg să-și plătească acolo păcatele, care n-au apucat să și le plătească pe aici pe pământ și stau acolo o perioadă de timp până se purifică și apoi merg în rai. Practic ei ce spun? Că iadul e pe degeaba. Nu spun chiar asta, ci spun că de fapt sufletele după judecata particulară până la a doua venire se împart în trei, nu în două. Adică noi spunem că se duc ori în iad, ori în rai, nu? Dar ei spun așa, că sunt trei categorii, iad, rai și mai sunt și la purgatoriu, adică unii care Dumnezeu știe că că au păcate și ar fi cam de iad, dar totuși nu au așa de multe păcate și pot fi șterse printr-un chin de o perioadă, adică în purgatoriu acesta, un fel de iad, un fel de chinuri așa, adică o perioadă determinată, dar nu pentru totdeauna. Și ulterior vor fi duși ei în rai. Nu, noi spunem altfel, că cel care este osândit la iad, prin rugăciunile celor de pe pământ a bisericii, poate totuși să fie scos din iad. Și sunt tot felul de exemple. Cel mai probabil, cel mai celebru este rugăciunea papei Sfântului Papă Grigorie cel Mare, înainte de schismă, pentru împăratul Traian. Dar mai sunt și alte, cum să zic, relatări de genul acesta, cum, sau nu mai zic din Pateric, când era un iad și roagă-te pentru mine măcar să-mi eșureze puțin chinul și așa mai departe. De multe. Și Papa Grigorie chiar are o carte care se cheamă Dialoguri despre moarte. Are o carte Dialoguri împărțită în patru. Și cred că în partea a patra vorbește despre moarte și dă tot felul de exemple, printre care și de suflete de oameni care au fost izbăviți din iad prin rugăciunile bisericii. Și el face niște precizări și sunt importante aceste precizări din două motive. Odată să înțelegem noi cum este perspectiva ortodoxă și în al doilea rând să înțelegem că el, papă roman, pe vremea lui nu exista concepția de purgatoriu. Și anume, că cel care moare, dacă a avut credință, și prin credința lui, rugăciunile bisericii îl poate ridica. Adică el dacă a fost un nenorocit și a păcătuit și așa mai departe, dar el nu are credință, n-a lucrat ceva de care să poți să te prindi cu rugăciunile, pe care să poată specula, să zicem așa, se poate să prindă Dumnezeu, rugăciunile bisericii nu pot nimic pentru el. Mai și de aceea și rugăciunile pentru sinucigași sunt interzise, pentru că la ei se consideră că este treapta de deznădejde cea mai mare și clar nu ai cum să te rogi pentru ei. Dar și pentru ceilalți care au păcate foarte mari, dar au avut ceva credință, adică totuși s-au luptat cu ei, s-au pocăit, dar nu au reușit să pocăiască cât cum se cuvine, atunci rugăciunile bisericii pot compensa, să zicem așa, pot suplini încât Dumnezeu să-i curețe sufletul respectivului și să-l aducă totuși în rai. Exact. Dar dacă nu au credința aceea... Așa. Oarecare, sunt curios eu, care fi temeiul purgatoriului? Adică de unde vor fi luat ideea asta că există un loc între? Păi nu știu, dar e important de știut că odată cu francii, ei au venit așa la civilizație și au început să studieze scrierile
filozofilor greci, mai ales când au căzut și Constantinopolul sau când au fost tot felul de invazii în Constantinopol, veneau filozofi și umaniști din Constantinopol în Occident și aduceau și scrieri, le traduceau. Și atunci ei abia, odată cu cunoașterea creștinismului, de fapt s-a produs și o cunoaștere a filozofilor. Și atunci ei le-au împletit și a apărut scolastica. Și ei voiau să explice lucrurile, eu știu, tainele creștine, prin metode filozofice, adică aristotelice, să zicem așa. Și probabil de aici a intervenit așa o înțelegere mai speculativă a lucrurilor și au ajuns la tot felul de teorii. Sau le-o fi împrumutat de la idolatri, cine știe că e posibil. Da, păi idolatrii printre altele și filozofii, că filozofii din vechime nu erau pur și simplu filozofi, ce înțelegem noi astăzi filozofi, un fel de atei și filozofează și ei, nu, ci ei erau de fapt filozofi pe o anumită, idolatrie păgână din vremea lor. Așa, luăm câteva întrebări și trecem mai departe. Ce înseamnă în lume necazuri veți avea, dar să nu vă fie frică, căci eu am biruit lumea? Ce înseamnă? Înseamnă că noi ca și creștini nu suntem din lume. Cum spune Mântuitorul, voi nu sunteți din lume, pentru că eu v-am ales pe voi din lume. Ei, cum să explic eu asta așa mai... Pentru cineva care vrea să ducă o viață duhovnicească, nu doar așa să fim creștini cu numele, înțelegem că păzirea poruncilor de fapt ne pune într-o contradicție flagrantă și puternică cu lumea. De ce? Pentru că dacă te duci la școală, la servici, la, pe stradă chiar, sau eu știu, uite, pe internet, pe mai știu eu cu cine te întâlnești, te lovești cu viețuirea lumească. Și oamenii au tot felul de pretenții spuse sau nespuse și te comporți ca ei. Nu, și viețuirea creștină intră în conflict cu felul acesta de a fi. Nu trebuie să, nu știu, să facem și noi păcate. Ar părea că nu e așa de greu. Ei, nu păcătuiești tu și atâta. Da, dar când nu păcătuiești tu, culmea este că ajungi în conflict cu ceilalți. Cum? Într-un mod care ar părea banal. Adică eu, dacă nu păcătuiesc, lovesc conștiința celui care păcătuiește fără rezerve și lui nu-i convine. Se simte mustrat, se simte, cum să zic, ofensat. Și da. Atunci se devine așa, cam ne... Să uite la tine așa, cam ne, cum să zic eu, prietenos. Și de asta se spune că îndrăzniți în lume necazuri veți avea, pornind de la lucrul acesta. Un alt necaz este, adică lumea, efectiv, oamenii, necazuri cu ei, nu ne înțelegem cu ei. În altă parte spune și Mântuitorul, vrăjmașii omului sunt casnicii lui, pentru că cel mai mult ne împiedică de la credință casnicii noștri. De ce? Pentru că atunci când ne schimbăm viața, nu mai mergem cu ei, eu știu, la păcate, la toate celelalte și se simt și ei, stai leacă, apare diferența aceasta. Și este dureroasă. De ce? Pentru că poate ei nu-și dau seama de unde anume, dar îi mustră faptul că, uite, ei sunt în greșeală, sunt în moarte. Și nu le convine, apare conflict. Un alt aspect pentru care spune că în lume necazuri veți avea, este că lumea aceasta este sub asuprirea, sub influența, înrăurirea duhurilor căzute, a demonilor. Și ei ne aduc tot felul de ispite. Și sunt de multe ori grele. Un alt aspect este și trupul. Pentru că în lumea aceasta, fiind și noi păcătoși, prin păcatele noastre, avem diferite boli, diferite neputințe, diferite, eu știu, slăbiciuni. Sau și patimele noastre ne îndeamnă spre tot felul de lucruri și ne este greu. Dar așa, și la baza tuturor stă lucrul acesta, că ne este greu, în lume ne este greu, pentru că ne suntem ispitiți să păcătuim. Și ca să luptăm cu patimile noastre, cu ispitele acestea, ne vine greu, adică cât de greu. Cum spune Apostolul Pavel, în lupta voastră cu păcatul nu v-ați împotrivit încă până la sânge, adică trebuie să ne împotrivim păcatului până la sânge. Și atunci împotrivirea aceasta nu e așa joacă. Și ne vine încât de asta și spune Mântuitorul să murim, adică să-și ia crucea, și care înseamnă fix moarte. Sau, cum spune Sfântul Ignatie Beanceanenov, tâlcuind și cuvintele Evangheliei, că noi practic trebuie să murim înainte de a muri. Murim duhovnicești la modul propriu, adică ne dezlipim de patim
și trecem și primim Duhul lui Dumnezeu, care ne scoate efectiv din lumea aceasta, din patimile, de fapt, din lumea aceasta. Și acesta este un proces, cum să zic eu, care ne transformă. Și este dureros oarecum pentru noi la început, dar bineînțeles, după aceea, cum spune Mântuitorul, eu sunt ușa, cine va intra pe mine, va intra și va ieși și pășunii va afla. Dar ușa aceasta este strâmtă, ca să intri prin ea e greu. După aceea afli lărgime, pășune. Și după aceea, când dai de lărgimea aceea, adică de harul lui Dumnezeu, adică după ce ne-a luptat cu patimile și toate strâmtorările acestea, că îngustă este calea, dăm de lărgimea Duhului lui Dumnezeu. Dar se păstrează totuși o greutate. Când se păstrează și totuși cuvântul acesta, în lume necazuri veți avea, că deși avem Duhul lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel, noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți pentru Hristos. Adică, de fapt, același lucru, că noi suntem nebuni față de lume, voi înțelepți față de Dumnezeu. Așa și în același om, de fapt, se împletesc amândouă aceste lucruri. Pe de o parte, murim lumii, că tot timpul suntem așa într-o contradicție, cum a venit. Când alții mănâncă, se duc la, eu știu, petreceri sau mai știu câte sunt, noi totuși trebuie să postim, trebuie să fim înfrânați, să nu, eu știu, destrăbălăm și așa mai departe, să ne ferim de ele. Dar, pe de altă parte, avem bucuria duhovnicească. Cine ajunge la ea și cine poate să o și țină în lăuntru lui. Și... dar mângâierea aceasta duhovnicească ne ajută mult mai ușor să trecem peste toate atunci cine ajunge la perioada a doua. Deci asta înseamnă îndrăzniți, în lume necazuri veți avea. Vin necazuri, cum spune și Apostolul Petru, nu vă mirați de focul care s-a aprins între voi. Adică cei care veneau la creștinism, începeau să fie creștini, apăreau focul, începeau să certe, începeau să iasă patimile dinăuntru tău, până încet se părea că, uite, ce bun, ce, mă întorc acum la Dumnezeu, totul e bine. Dar dintr-o dată vezi că te mâni, vezi că îți apar tot felul de patimi, tot felul de pofte, tot felul de nebunii și greu să lupți cu ele. Chiar așa trebuie să mor, chiar așa de greu? Da, uite, așa de greu. Dar cuvântul acesta e mângâietor al Mântuitorului. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Adică, cununa, încununarea, mângâierea, de fapt, este dincolo de lume. Noi trăim încă în lume, dar mângâierea care o avem să fim cu Hristos este din afara lumii, este duhovnicească. De la Duhul Sfânt. Părinte, mai adaug și eu o paranteză, dacă îmi permiteți. Cum înțeleg eu? Că da. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Eu mai cred așa, mai pe românește așa. Hristos s-a întrupat, da? Să ne demonstreze nouă oamenilor că se poate. Că el a trecut prin toate lucrurile acestea, prin toate etapele. Da. Nu? Și îndrăzniți, uite, dacă eu am biruit și voi puteți birui, veți avea tot felul de necazuri. Uite, și eu le-am avut. Și, da. Le-am avut și sunt biruitor acum. Vă aștept în împărăția mea acolo, să veniți la mine, să vă mântuiți cu toți. Deci, da. O dovadă. Pentru ca omul să nu comenteze cumva la judecată, după mintea mea asta. Adică omul să spună, Doamne, a fost foarte greu. Păi da, ia uite câte greutăți. Nu știu. De ce le-ai făcut așa grele? Că eu nu pot. Și atunci Hristos o să spună, păi eu am biruit lumea. Am fost și eu om ca și tine pe pământ, nu? Uite-mă aici. Și tu trebuia să faci ceea ce am făcut eu. Să faci partea aceasta ușoară. Și mi-am adus aminte acum și de altceva, părinte, de la Sfântul Apostol Pavel, când spune la un moment dat, făcutul s-a mie ca un ghimpe în trup. Da, datul mi s-a un ghimpe în trup, un înger al Satanei, care să mă plesnească peste obraz și să nu mă trufesc. La ce se referă, părinte? Adică Sfântul Apostol Pavel cumva spunea că sunt bune și ispitele acestea pentru ca omul să nu cadă în slabă deșartă sau mândrie sau... La ce se referea mai exact? Există mai multe comentarii ale Sfinților Părinți și nu există un consens clar ce este acest ghimpe al Satanei. Unii spun că era boala, alții că era chiar un demon. Exact. Nu știu, probabil că era un demon într-un fel, oricum boală prin ceva sau la modul efectiv, dar cuvintele Sfântului Apostol Pavel sunt oarecum clare. Ca să nu mă trufesc cu măreția descoperirilor, datul mi s-a un ghimpe al Satanei în trup ca să nu mă semețesc.
Adică, pe de o parte există mângâierea aceasta, îndrăzniți, eu am biruit lumea, când eu înțeleg dintr-o dată, când spun eu am biruit lumea, este ceea ce ai spus mai înainte, dar noi, ca viață în Hristos, practic retrăim, mergem pe urmele Mântuitorului. Pe de o parte, trăim cum a trăit El pe pământ, în sensul de sfânt și curat, prin credința în El. Pe de altă parte, în plus de asta, avem parte de prigoane cum a avut și El și chiar mai mult, eu știu, răstigniri cum a avut și Mântuitorul, dar în același timp, El, Tatăl, să zicem așa, Dumnezeu era cu El și avea mângâierea și puterea aceasta de a avea viața veșnică înăuntru Lui. Și atunci suporta necazurile acestea știind că, de fapt, au un rost. Așa și pentru noi, când spunem că eu am biruit lumea, de fapt, sensul este că eu trăiesc în voi. Ceea ce am trăit eu pe pământ, trăiți și voi. Dar nu neapărat că, nu știu, ne certăm cu saducheii sau mă știu eu, fiecare unde, în vremea noastră, nu? Dar pur și simplu trăim viața lui Hristos, dar nu faptele lui concrete, eu știu, care sunt descrise în Evanghelie sau mai știu eu, dar la modul că sunt aceleași lucruri. Sau uite, acum îmi vine în minte, sunt un Nicodima Ghiorit, un Război nevăzut, parcă, spune că cum trebuie să înțelegem crucea Mântuitorului. Și nu trebuie să mergem pe, uite, asta și pe subiectul nostru, după metoda catolicilor care fac tot felul de, cum să zic eu, meditații. Ne gândim, Hristos a pățit așa și ne gândim câte biciuri a luat și ce suferințe a făcut. Nu. Și noi ne confruntăm cu necazuri. Uite, m-a ocărât unul, nu știu, mi-a fost greu să mă rog, să postez, să mă știu. Și atunci înțelegi pur și simplu de pe pielea ta ce înseamnă să păzești cuvântul lui Dumnezeu, să te confrunți cu toate celelalte și se naște înăuntru tău o înțelegere a felului cum a trăit Hristos și a cuvintelor Evangheliei din practică. Așa, aceasta ne arată de fapt și prin aceasta, de fapt, Hristos trăiește în noi sau prin Duhul Sfânt, bineînțeles. Dar revenind la un ghimpe, pe de o parte, Apostolul Pavel avea măreția descoperirilor și asta te aduce o mângâiere în suflet grozavă, adică, cum să zic eu, mâncărurile sunt bune, odihna e bună, eu știu ce, plăcerile lumii acestea, de orice fel, prieteniile, artele sau plăcerile trupești, au ceva bun în ele, ceva dulce, să zicem. Dar cele duhovnicești care le dă Dumnezeu, bucuria Duhului Sfânt, nu se compară cu nimic. Nu? Exact. Cum spune Apostolul Pavel, că datul nouă ni s-a dat nu doar să credem în Hristos, ci să și pătimim pentru El. Adică ce înseamnă să și pătimim? E o bucurie. Adică Duhul lui Dumnezeu pe care îl simt din pătimirea pentru Hristos, bucuria care îmi vine pe lângă pătimire, eu nu mă bucur pentru că sunt, eu știu, că sunt bolnav, că m-a ocărit cineva sau eu știu câte, dacă pătimesc ceva, nu pentru asta mă bucur, ci pentru că prin acestea eu dobândesc Duhul lui Dumnezeu și acea bucurie de la Dumnezeu, nu știu, întrece orice minte, orice înțelegere. Adică, de fapt, ne ridică mintea noastră din planul acesta strict, trupesc, material, mai sus către nivelul duhovnicesc. Și atunci când atingem nivelul acesta duhovnicesc, și îl simțim pe Hristos, pe Dumnezeu, când îl vezi pe Dumnezeu viu în sufletul tău și practic vezi nemurirea sufletului, o trăiești, veșnicia, o preguști, cum spune Evanghelia, ce poate și mai mult de atât? Da, și cred, adică Sfântul Apostol Pavel totuși a fost răpit, bine, nici Sfântul Apostol Pavel nu știe, până la al treilea cer, și din faptul acesta eu înțeleg că atunci când te apropii de Dumnezeu, nu mai ești om și ai altă trăire și simți acea fericire, cu adevărat fericire dumnezeiască. Și cred, sper să nu greșesc, și cred că Sfântul Apostol Pavel era oarecum mulțumit cu acest ghimpe pentru a nu cădea deșartă sau în mândrie. Da. Păi, din păcate, noi oamenii și chiar și Apostolul Pavel, probabil, după cum spune el, avem nevoie de biciuri, de beții. Dacă nu le facem chiar toate așa de bună voie, da, pătimesc eu, nu le facem de voie. Avem nevoie de înghiontire așa, de să fim mânați la spate. Până la urmă avem nevoie și de ispite câteodată, nu? Da, asta înseamnă, ispite, da. Ridică ispitele și nimeni nu se va mântui, parcă așa scrie. Mm-hmm, da. Așa. Următoarea întrebare este dacă
Dumnezeu Tatăl are trup sau doar Hristos are trup, totuși în icoana Sfintei Treime apar cu corp de oameni ca niște îngeri, au mâini și picioare. Și Tatăl dacă are trup. Da, era o întrebare care da. A continuat. Acum sunt diferite moduri de înțelegere ale Sfintei Treințe, al Dumnezeului creștin și ale Mântuitorului, nu? Cei care au, cum zic, au persistat, au stăruit mai mult în credință, pornesc de la înțelegerea Sfintei Treimi și că Fiul s-a întrupat. Ceilalți oameni pornesc de la descoperirea inversă, normală, adică la început toți pornim de aici. Și anume, care e descoperirea? Că a existat un om pe pământ, Hristos, care de fapt era și Dumnezeu. Și el avea carne, oase, era om în toată regula. Și iată că el ne l-a descoperit și pe Tatăl. Și el însuși era Dumnezeu și l-a trimis și pe Duhul Sfânt. Și apoi de aici ajungem și la Sfânta Treime. Bun, dar doar Fiul s-a întrupat și doar el a fost om în, cum să zic, de plin, adică carne, oase, tot ce înseamnă om, dar Duhul Sfânt și Tatăl nu au fost așa. Când s-a revelat Sfânta Treime lui Avraam la stejarul Mamvri, aceasta era înainte de întruparea Mântuitorului și s-au arătat ca niște îngeri care închipuiau practic Sfânta Treime, că Sfânta Treime, până la urmă, Tatăl e nevăzut. Noi îl vedem, cum spunem, fericirile Mântuitorului, fericiți cei curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu. Dar nu vedem, nu știu... Vor vedea după judecată, nu? Nu acum. Nu neapărat, nu neapărat. Nu. Și aici. Și aici, pe pământ. Pe Dumnezeu Tatăl? Da, da. Dar nu l-am văzut nimeni până acum. Da, păi sunt valabile amândouă. Nu-l vedem trupești în sensul ca o navetă sau ca un om sau ca un, nu știu, ceva. Îl simțim în sufletul nostru, nu? Așa, îl vedem cu ochii sufletești, nu cu ochii materiali, adică... Da. De asta și spune fericirea. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Adică cum vor vedea? Cu ochii inimii, nu cu ochii trupești. Exact, da. Adică nu e o vedere, cum înțelegem noi în mod normal, adică auzim, cu vederea vedem, ci un fel de simț, cum să zic eu, îmbinat. Adică nu poți să spui auzi, vedere, ci noi numim vedere, dar așa zicând, nu-i chiar vedere. Exact. Îmi aduc aminte că așa, o întâmplare, nu știu cât e de adevărată, cineva parcă spunea că era necredincios, dar asta am văzut la televizor, nu mai țin minte de mult. Și spunea că era necredincios, așa, și se împotrivea lui Dumnezeu, dacă nu cumva și satanist sau... Și atunci spune că și-a luat așa, și l-a provocat pe Dumnezeu: Doamne, dacă existi, vreau să mi te arăți aici în față. Dacă nu mi te arăți, nu înseamnă că nu existi. Dar asta a făcut așa, după multe frământări. Și când a făcut asta, vreau să văd că ești în față aici, că mi te arăți. Și spune el atunci că minunea a fost, uimirea lui, persoanei respective, a fost că s-a așteptat ca Dumnezeu, dacă există, să-i apară în față, așa, eu știu cum mai apare o mașină, nu? Dar culmea a fost că Dumnezeu a apărut înăuntru lui, dar nu într-un mod care să pot, cum să zic eu, pipăi cumva, ci s-a arătat, dar la nivel sufletesc, la nivel duhovnicesc. Așa, și în sensul ăsta Avraam a văzut Sfânta Treime prin acei îngeri ca o închipuire, că totuși Dumnezeu la modul real este nevăzut. Noi ce percepem, de fapt, sunt lucrările lui Dumnezeu înăuntru nostru, adică nu-i ființa lui Dumnezeu. Și deci a văzut ca închipuire și atunci, dar toți s-au prezentat, adică Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cei trei îngeri s-au prezentat la nivelul dumnezeirii. Și ulterior Mântuitorul sau Fiul s-a întrupat și a luat trup real. Dar atunci la stejarul Mamvri toți erau îngeri care închipuiau Sfânta Treime. Dar se spune acolo, părinte, că totuși au mâncat, că le-a pregătit Sara lapte, pâine și parcă a tăiat și un vițel. Da, i-au ospătat la masă, da. Mai sunt întâmplări de genul acesta cu îngeri care au mâncat. Mai țin minte, cred că am citit undeva în Filocalia 5 sau nu mai știu,
că a fost de fapt doar impresia lor că au mâncat. Că îngerii nu o să mănânce mâncare, dar s-au materializat așa cumva și au, cum să zic eu, Dumnezeu a venit într-o formă cât mai concretă la Avram, încât chiar a mâncat. Dar acum cât a mâncat, nu poate că este o taină cumva, cine știe până la urmă. Da, nu putem explica acum în ce fel. E clar că erau îngeri și că erau, a fost o vedenie și atunci a rămas unul dintre ei și ceilalți doi s-au dus la Sodoma și Gomora să vadă ce este acolo. Și clar, felul cum au venit, felul cum au plecat, nu erau persoane ca să zici că mănâncă efectiv. Da. Mai avem și acea pildă foarte frumoasă, când s-a pogorât însuși Hristos de pe cruce și a mâncat cu acel monah care nu știa cine e pe cruce. Și a spus, pogoră-te frate de pe cruce să mâncăm împreună. Și s-a coborât de pe cruce și au mâncat împreună. Sunt Onufrie, da. Credea că e pedepsit cineva pe cruce acolo. Păi, dar zice, ce cu omul acolo? Păi, dar n-a făcut ascultare și l-am pedepsit. Da. Vezi că dacă nu faci ascultare, te pedepsit. Sunt Onufri, când era copil. Și la sărac, seara, uite, bă, eu fi foame. Hai, pogoară-te, frate, zice, hai să mâncăm împreună. S-au coborât și au mâncat. Și au rămas aia toți. Tablou, băi, cu cine vorbește? Cum? Nu, îi dădea mâncare și atunci i-a spus starețul, uite că e pedepsit acolo și lua pâine, l-au găsit după un timp. Cui duci pâinea? Cui la ăla care e pedepsit acolo, pe cruce. Da? Și cum, duci pâine și el mănâncă? Da. Dar e, și atunci starețul i-a spus, dacă tot i-a dat atâta pâine, zic să-ți dea și el ție. Și atunci i-a dat și Mântuitorul lui pâine și i-a dat și la oști și a rămas. Da. Asta e altă poveste, că sunt două. Da? Asta e cu copilul, cu Sfântul Onufrie, sau când era copil. Sau care. Așa. Da. Și mai este cealaltă pildă cu un monah mai bătrân. Nu știa, înainte a fost pe la... N-avea carte, habar n-avea de nimic. Și s-a dus la mănăstire și ca să-l primească, i-a zis să facă nu știu ce ascultare pe acolo. Și el nu știa carte, nu știa nimic și nimeni nu știa ce cu crucea aia acolo sus, cine e pe cruce. Știa de Dumnezeu de asta, dar eu știu, nu știu cum să traduc treaba asta. Și atunci i-a spus, păi dacă nu faci ascultare, vezi, uite, te punem pe cruce și pe tine acolo sus. Și lui s-a făcut milă. Hai frate, coboară să mâncăm. Și în fiecare seară făcea lucrul acesta. Hai să mâncăm, hai să mâncăm. Până la un moment dat, când au auzit monahii de acolo, băi, cu cine vorbește omul ăsta? Mai prostănac era numit, că nu știa multă carne, nu știa nimic. Era de la oi, de pe unde venise. Și când i-a spus, păi se coboară omul de pe cruci. Au rămas să ia, aoleu, păi spune să ne primească și pe noi. Și i-a spus Mântuitorul și Mântuitorul a spus, nu, că nu sunt vrednic să mă vadă, să vorbească cu mine. Și a început stare să se plângă, și așa mai departe. O întâmplare foarte frumoasă. Deci aici nu-i chiar la fel, pentru că Mântuitorul totuși e om, adică era deja întrupat. Da. Revenim și la papistașii noștri dragi. Papistașii au intenție bună când vorbesc de Dumnezeu sau sunt dușmani ai lui Dumnezeu? Probabil că se referă la creștinii simpli. Aici mi-aduc aminte când cineva a mers la Părintele Iustin și a spus, da, părinții, dar dintre catolici se mai mântuiesc și ei, nu? Numai ăștia care sunt, eu știu, preoții, conducătorii nu se mântuiesc. Pentru că ei sunt vinovați de toate rătăcirile, ceilalți oameni de rând, ei nu știu și atunci nu sunt vinovați, nu? Și zic, măi, da, prostimea de aia e prostime, că dacă nu se preocupă, vrei să-și mântuiască. Așa. Mi-aduc aminte acum o întâmplare. Cineva mi-a povestit experiența lui cum a venit la credință. El a fost catolic, Ștefan Voronca, care a tradus cărți după aceea. Mi-a povestit și mie, mi-a relatat trăirea lui, dar este și scris într-o carte, într-o introducere. Și ce spune el? Că el, catolic fiind, se uita așa, adică care era impresia lui. Ei, știu că biserica mea, catolică, sunt greșeli. Dar dacă mă uit la ortodox, nu e mare diferență. Adică nu văd așa. Și atunci mergem și noi acolo. Și lucrul acesta, impresia asta lui, s-a schimbat atunci când a văzut la televizor și părintele Cleopa, părintele Galeriu, părintele Arsenii Papacioc, a văzut că iau ceva care nu găsești la oamenii ceilalți, la
cei credincioși și ceilalți, la clerici și ceilalți, eu știu, adică ceva care e deosebit. Și zice, asta la noi nu avem. Și atunci a început să se problematizeze mai mult și a venit la Biserica Ortodoxă, s-a botezat. Așa. Și ce e interesant aici este că, de fapt, cei care sunt în erezii, în rătăciri, au conștiința aceasta că sunt în rătăciri. Pe când noi, ca ortodoxi, nu avem conștiința aceasta. Noi, de ce? Pentru că credința noastră este corectă. Bine, acum poate fiecare în particular, poate om fi având rătăciri și nemuste conștiința undeva acolo. Dar interesant este trăirea aceasta, că și noi ortodoxi ne facem impresia că și catolicii trăiesc ca noi, catolicii sau eu știu alții eretici, adică au așa, e bine, adică sunt în biserica cea bună. Nu, ei au o mustrare, undeva în cugetul lor au o mustrare că mai ceva nu e în regulă. Așa, dar oamenii de rând se pare că unii au credință mai multă, mai puțină, da, ei nu sunt așa de vinovați, într-adevăr, cum sunt clericii. Și de asta, cum spunea acolo, că dacă ei culesc pe Dumnezeu sau dacă au atitudine, dacă sunt vrăjmași al lui Dumnezeu. Cel puțin noi nu trebuie să tratăm în sensul ăsta, să avem în mintea noastră, ei sunt vrăjmași al lui Dumnezeu. Mare, și nici chiar la clerici, la ceilalți, adică cu răutate să avem. Nu, ci trebuie să-i iubim, să avem bunăvoință și să credem, sau cum să zic, să-i descoperim, poate, în interiorul lor și ceva bun. Pe de altă parte, asta mă refer și cu cugetul nostru. Iertați-mă, o mică întrebare, că este tot legat la răspunsul dumneavoastră, adică dacă există mântuire pentru catolici. Da. Nu pot să spun eu acum că există sau nu există la modul categoric. Noi ce știm este că cei în afara bisericii, adică în afara ortodoxilor, nu au, cum zic eu, sunt în afara lucrării lui Dumnezeu. Și în felul ăsta, nouă parte din mântuire. Că Dumnezeu poate o fi în vreun fel cineva care să, cum să zic eu, pe care Dumnezeu să-l mântuiască, adică el să fi trăit în fapte totuși cuvincioase, creștinești. Cum spune Apostolul Pavel despre cei care nu au legea și cei care nu au pe Hristos, că păgânii din fire fac cele ale legii pentru că ceea ce vădește legea scrisă în inima lor. Au și ei mustrare de conștiință și spune că pe unii mustră, iar pe alții și cum zice, aprobă. Deci există și unii care, în trăirea lor așa față de Dumnezeu, Dumnezeu îi aprobă, adică conștiința lor nu-i mustră. Nu știm noi judecățile Dumnezeu. Eu ce pot spune, nu pot să garantez pentru nimeni că se mântuiește. Dar nu aș merge nici pe ideea că gata, la iad cu ei sau cel puțin asta ar fi o atitudine care, nu știu, pe mine duhovnicești nu mă odihnește. Adică nu ar fi eu așa creștinesc. Mântuitorul, până la urmă, da, îi înfruntă și pe farisei și pe toți ceilalți, dar nu ca și cum, gata, voi afară cu mântuirea, nu vreau să vă mântuiesc pe voi, sunteți, nu în felul ăsta. Deci, mântuirea este în biserică. În afara bisericii, poate o fi având Dumnezeu o economie cu vreo unul care cine știe în ce condiții o fi trăit și cum așa, nu știu. Părerea mea este că nu există mântuire în afara ortodoxiei. Că Da. Asta în sensul ăsta, părintele Proclu, când mergeam la el, îmi spunea de un, nu știu ce era, ereticul protestant, nu știu, de la sectari. Vorbea cu el și îl durea capul ce spunea pe acolo. Și zice, uite, roagă-te la Maica Domnului să-ți descoperi cum e, care e adevărul. Și atunci el a adormit așa și după ce s-a trezit, i-a spus că am avut o vedenie și un glas i-a spus că mântuirea este în biserica ortodoxă. Și asta este. De ce se promovează peste tot catolicismul, în special la televiziunile, că e cu televiziunile române? Și îl numesc mereu pe, știți, Sfântul Papă. Nu, Sfântul Părinte, spune. Da, Sfântul Părinte, Păi, pentru că aici intervenim, cum spuneam, și cu schisma și cu toate celelalte. Noi trăim la vremuri moderne. Se
combină, se întrepătrund planul acesta religios cu planul politic. Adică, de multe ori, planul sau regimurile politice folosesc religia pentru a-și atinge interesele lor, pentru a-i supune pe oameni. Și chiar acum, din păcate, ce observ eu, este că mulți oameni fac din religie un fel de opium al poporului. Adică chiar se mulțumesc cu asta. Să ai religia acolo așa, să fim noi liniștiți, să ascultăm de patriarh, de preot, să fie totul bine. Și când religia nu e la nivelul ăsta, ci, cum vorbeam înainte, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Adică să trăim la nivelul ăsta, să biruim lumea, spatimim. Bineînțeles. Așa, și pentru că există interesele acestea politice, se promovează așa o mentalitate occidentală, că e vorba de papa, că e vorba de, cum se cheamă astea, protestanți sau credinții yoghini sau de orice altceva, se promovează și la noi tocmai ca să ne scoată din ortodoxie. Sau chiar și valorile ortodoxe le mai fardează așa, să cum se cheamă, să mai miroase așa mai catolic. Da. Și mai ales că dacă ne spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este adevărul, biruiți, eu am biruit, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Păi evident că noi trebuie să urmăm adevărul, care este Hristos. Da. Ce atâtea că vin televizoarele și Sfântul Părinte, la Sfântul Părinte, la ei acolo, la noi. No. Apoi mi-aduc aminte, pentru mine a fost oarecum un șoc, eu când am început să citesc cărțile duhovnicești, să merg la biserică, așa să fiu, pentru mine biserica întotdeauna a fost ceva sfânt, na, ceva, nu știu, așa am prins la bunici, dar nu știam eu prea mult, na, viața mea, dar așa era imaginea care mi-a format. Și atunci, prin anii 96, nu mai țin minte, ce era papa, au participat la un concert cu al lui Bob Dylan, care era deja bătrân. Și l-a arătat acolo cum bătea din palmă un bătrân așa și mă uitam eu, băi, da. Ce scuze pe acolo? Da, pentru mine, da, nu făceam eu, înțelegeam că da, mintea mea, bine că sunt catolici și nu sunt ortodox, știi, dar era cumva... Asta era când bine că sunt catolici. Și eu mai fi șase. Da, da, da. Adică îmi imaginam că, bun, catolici, depărtați de noi, dar totuși trebuie să aibă și ei ceva sfânt acolo, ceva, cum te duci la concert, tu, papa, duci la concert. La meciuri, la toate, în fine. Da. Dacă sectarul este considerat aproapele nostru, cum e, părinte, cu aproapele nostru? Care e aproapele nostru? Samarineanul nu era aproapele celui căzut între tâlhari? Da, aproapele nostru sunt toți. Adică de a face bine sunt toți. Și chiar și binele acesta e de două aspecte, material și duhovnicesc. Acum, binele material, de fapt niciunul nu îl putem face cu forță. Dacă cineva are nevoie de mâncare și dacă e catolic sau știu de altă erezie, nu-i dau o bucată de pâine, nu-i dau sau știu ce nevoie are, ba da. Și Mântuitorul nu mă răsplătește pentru asta, ba da. Cum? Dragostea oricum, totdeauna o răsplătești. Dar și la nivel duhovnicesc, dacă cineva are nevoie de cuvânt, de credință, mă refer, și îi dau un cuvânt de credință, nu mă răsplătești? Ba da. Și dacă e catolic, nu mă răsplătești, eu spunându-i cuvântul adevărului, nu? Adică tu, ca și catolic, ar trebui să faci asta, nu să fiu ca el. Și din sensul ăsta, îi, aproapele nostru și toți sunt aproapele nostru. Și Apostolul Pavel, uite, cum se raporta el la evrei? Îi considera dușmani? Nu. Ci îl durea inima pentru ei, se ruga. Eu îmi plec genunchii ca să întoarcă la credință. Da. Totuși simt ceva greșit în a discuta cu catolicii, a iubi. Simt că sunt vinovată că nu le mărturisesc adevărul, să vină și ei în corabia mântuirii. Și mai este ceva. Faptul că mă împrietenesc așa cu ei și împărțim alune, de exemplu, mi se pare atât de puțin, pentru că ce e cel mai important? Mântuirea e ignorată și devine subiect tabu cu un catolic. Adică de ce mi-aș pierde timpul vorbind cu un catolic lucruri fără rost lumești, când eu cu el trebuie să ocolesc ce e mai important, viața și mântuirea, cum se spune. Adică nu, probabil dar... se referă la faptul acesta de a-i mărturisi
unui om care nu este ortodox despre învățăturile ortodoxe. Uite, dacă facem apel la Evanghelie, la Apostolul Petru, epistolii lui, ce spune? Că viața voastră să fie schimbată, se referă la femei. Podaba voastră să nu fie cea din afară, împletiturile părului și mă știu ce, ci să fie omul cel dinăuntru. Ca privind ceilalți, văzând mai îndeaproape viața voastră, să îi întoarceți și pe ei la credință. Ceea ce înseamnă că nu îi întoarce atât de mult prin vorbi, prin eu știu, ai da mărturii, ai fi, nu știu, o râvnă în asta care de multe ori e o râvnă a sângelui. În sensul ăsta, uite, și Sfântul Ignatie Brâncenov atenționează foarte mult că începătorii, cei care vin prima dată la credință și vor să-i întoarcă pe toți, să le spună adevărul, să... Dar asta este o râvnă nepotrivită. De ce? Pentru că pe un om și noi înșine, ca să ne întoarcem la credință, nu e un proces așa de simplu. Gata, mi-a spus cineva, eu deja trebuie să înțeleg. Ci este o fermentare așa înăuntru nostru și poate un cuvânt spus mai cu blândețe. Uite, acum îmi vine în minte o întâmplare din Pateric, de Sfântul Macarie. S-au dus cu ucenicul lui undeva departe, cum mergeau ei atunci în distanțe lungi, fără, mergeau pe jos și l-a trimis pe ucenicul lui înainte, cam cu o zi înainte, și apoi a venit și el și avea obiceiul să meargă singur ca să fie liniștit, să nu petreacă așa în vorbă de șartă și împrăștiere. Și ucenicul lui, când a mers, a văzut un popă idolat. Și când l-a văzut, l-au mustrat. Ei, rătăcitule, ce cu tine? Și a doua zi a trecut și Sfântul Macarie. L-a văzut pe același popă și când l-a văzut pe popă acela, a început să fugă după el. Ăla a început să fugă din Sfântul Macarie și Sfântul Macarie fugea după el și spunea, stai, oprește-te, nevoitorule. Și el s-a oprit, a spus, dar de ce spui așa nevoit? Ce ai văzut bun la mine? Am văzut că te nevoiești în zadar și că lucrez în zadar pentru alți... pentru Dumnezei străini și de aceea ți-am spus nevoitorile. Și atunci el a fost atins la inimă și a zis și Sfântul Macarie l-a învățat credința și a devenit creștin. Și concluzia din cuvântul acesta din Pateric era așa că cuvântul aspru și pe cei blânzi îi învârtoșează, pe când cuvântul cel moale sau cel blând și pe cei învârtoșați îi înmoaie. Așa și raportarea noastră la ceilalți. Nu trebuie să fie neapărat. Trebuie să fim foarte fermi în credința noastră. Uite cum era Mântuitor. Era foarte ferm, dar totuși. Era cu vame și cu desfrânații, vorbea și cu unii și cu alții și avea răbdare să le explice, să le vorbească cu ucenicii. Câte greșeli nu făceau ei, câte le spuneau. Cine ești tu? Ești Ilie, prorocul? Sau știu câte și învățături. Când le spuneau, uite, aveți grijă la aluatul fariseilor și al saducheilor și ei se gândeau la mâncare sau avea răbdare cu ei, adică adică nu așa că gata, deci nu ați înțeles sau dacă îi mustra, merge înapoi a mea satana lui Petru, dar totuși avea dragoste înăuntru lui, să simte lucrul ăsta. Ei, prima dată să ne caracterizeze pe noi dragostea și apoi din dragostea aceasta reiese o fermitate care ține de credință, dar nu de raportare la ceilalți, să fiu așa mai ești catolic, nu, trebuie să vii la credință. Da, să-i dau alunii. Am înțeles. Dacă nu poți să vorbești despre credință, eu nu pot să forțez nota. Eu pentru mine, mie mi-este de folos să mă raportez cu dragoste. Pentru el, dacă atâta poate, nu poate primi mai mult. Lasă-l așa, ce să-i faci? Exact. Și cu pilda aceea, ucenicul care a mers înainte a fost bătut de cel care a fost numit eretic. Idolatru. Asta era. Eu scrie și frumos în Pateric acolo că dacă ieri au venit unul și care m-a cum se cheamă, ocărât și i-am dat bătaie. Scrie direct, dacă. Deci ucenicul, cum se spune în ziua de astăzi, dacă nu știu, transpunem așa. Întâmplarea de atunci cu cea din ziua de astăzi este următoarea. Ucenicul de atunci ar putea fi un om din ziua de astăzi care încearcă să convertească pe cineva nefiind pregătit. Ce a făcut ucenicul de atunci? A încercat să, cu un aer din acesta. Eu sunt în dreapta credință, tu ești idolatru. Ăla când a auzit, l-a bătut direct, l-a lăsat lat acolo.
Și după aia Sfântul Macarie cu Duhul Blândeții, cu, că era sfânt. Și l-a luat altfel pe acel popă idolatru. Da. Și ăla când a văzut, păi stai un pic, ce a făcut? S-a convertit la dreapta credință. Ideea este că, nu știu, cine vrea să intre în dialog cu sectanți, cu, eu știu, cu cei care nu sunt în dreapta credință, trebuie să aibă o anumită pregătire sufletească, să-l aibă pe Hristos în inima sa, cum se spune, pentru că nu vorbește omul, vorbește Hristos din inima sa. Și atunci, da, nu știu, cine este vrednic să convertească sectar sau și așa mai departe, să o facă, dar trebuie să aibă, să fie, nu știu, mai sus acolo, mai la un anumit nivel duhovnicesc. Pentru că, dacă nu este așa, întotdeauna se iscă scandaluri, discuții, controverse și se ajunge la blesteme, la înjurături, la fel de fel de alte nenorociri. Da, și câte nu sunt în vremea de astăzi? Câte foarte multe. Încrâncenări de astea. Nu, dreapta credință, dreapta... Nu merge, nu, eu nu văd lucrurile așa. Da, adică trebuie să fie fermitate. De multe ori, uite, cum să zic eu, chiar dacă ar fi așa fermitate, băi, du-te încolo sau nu știu cum să zic eu, ești blestemat. Dar să vadă că e dragoste înăuntru tău, nu că spun că ești blestemat, eu nu spun așa cu răutate, eu spun cu durere pentru tine că ești blestemat, nu spun că bă, nu vreau să te mai văd că ești blestemat. Eu spun exact cu durere, adică îmi pare bine, mie îmi pare bine că catolicii nu se mântuiesc sau eu știu, sau că nu au... Nu, dacă am gândul ăsta că bă, nu, ei sunt departe așa, bă, asta nu, eu nu văd cuget ortodox aici. Exact. Asta e. Păi, o spune Sfântul Apostol Pavel, nu? Cu hrana, cu hrana, că nu poți să-i dai unul care are dinți de lapte hrană tare. Da. S-a terminat acolo. Păi mesajul nostru, de fapt, e nu doar ce spunem cu vorba, ci și tonul și atitudinea noastră și multe lucruri. Dar de multe ori poate să nu fie vorba, dar atitudinea noastră să fie mai grăitoare decât o mie de cuvinte. Bineînțeles. Ne întoarcem un pic și la subiectul nostru, părinte, că mai aveam câteva rătăciri. Una dintre ele este supremația papală. Da. Adică papa se auto-intitulează locțiitorul lui Dumnezeu pe pământ. Are și nu știu, fraza aceea în latină, vicarius filii Dei sau cum e. Da, da, da. Aici sunt două lucruri. Deja la sinodul de la Lyon, din cartea care am arătat-o de la Patriarhul Sfântul Iosif, Patriarhul Constantinopolului, se vorbea de supremația papală. Și spunea că practic Constantinopolul și bizantinii trebuie să reintegreze în Biserica Romei și să asculte de ei că abia... Și ei dau mărturii, și apropo de discuțiile acestea care sunt acum cu autocefalia dată de ucrainieni și pretențiile Constantinopolului. Deci Patriarhul din vremea aceea spune, sunt unele citate, nu le-am eu acum la îndemână, sunt citate clare, în care spune că Patriarhul de Constantinopol are puterii, are jurisdicție asupra Patriarhiei de Constantinopol, teritoriului jurisdicționar al Constantinopolului. Alexandria asupra Alexandriei, Roma asupra Romei și în felul ăsta el contrazicea practic pretențiile papei de a avea jurisdicție asupra tuturor. El să fie de fapt un fel de patriarhie care cuprinde toată biserica. Și deci asta înseamnă supremația sau papală. Dar acum mai de curând la sinodul I, Conciliul I Vatican, cât a fost 1872 ceva din ăsta, s-au adăugat infailibilitatea papală, prin care se spune că papa de la ex catedra învață numai adevărul, adică e fără greșeală. Și totul pornește de aici, că de la supremația papală, adică dacă eu orice problemă pot să o aduc la papă să mi-o rezolve el, înseamnă că el e autoritatea supremă. Dacă e autoritatea supremă, înseamnă că trebuie să aibă și știința supremă. Și atunci au ajuns la teoria asta, la supremația papală. Acum, noi există unele filmulețe sau în care se vorbește că teoria asta a infalibilității papale, așa ca un fel de papa e un
îi judecă pe toți și el știe totul. Nu, la sinodul, la Conciliul I Vatican există niște definiții acolo în care spune că doar ex catedra, adică ei încercau să justifice și că în afara, cum zic eu, misiunii lui, ca el ca om, mai și greșește. Da. Este păcat să stai în genunchi toată Sfânta Liturghie, acolo, pe toată perioada Sfintei Liturghii, să stai în genunchi? E vreun păcat sau nu? Dacă stai numai în genunchi. Ce să zic? Deci, poziția normală la biserică este în picioare. Sfântul Paisia Ghiuritul chiar avea nevoința aceasta, stătea foarte mult în picioare. Sfântul da. Antonie de la cum zice, Optina. Și el stătea foarte mult în picioare încât erau picioarele umflate. Adică devenise o boală cronică de acum la el. Și totuși stătea în picioare. Au avut nevoința asta întotdeauna. Dar și în tipicul bisericesc, așa se prevede, se stă în picioare. Cum am spus, cel puțin la noi, la români, la ruși, nu știu dacă am văzut așa, și la români există obiceiul ăsta de a se sta jos. Și eu, fiind român, m-am obișnuit cu el, dar totuși trebuie să recunosc că noi, cum să zic eu, în tradiția bisericească, nu văd neapărat ca ceva greșit, dar noi când stăm la rugăciune trebuie să fim prezenți, treji, viguroși, nu așa amorțiți. Dacă am fi bolnav, dacă am avea, nu știu, alte motive, să ne uităm în jur, sau mai știu eu, poate s-ar mai îngădui, adică nu aș fi așa de strict. Dar poziția care e recomandată de biserică este în picioare. Așa. Părinte, dacă un ortodox susține catolicismul, este lepădare? Poate fi luat asta ca o așa zisă greșeală încadrată în cine e fără de păcat să arunce primul cu piatra? Sau trebuie să fim fermi cu ereziile? Nu ai cum să susții catolicismul. Adică cine susține catolicismul, cine zice că da, și catolicii sunt biserică sau că și la ei este adevăr, că e mântuire sau așa, deja n-are cuget ortodox. Nu, e o greșeală mare. Una sunt greșelile morale sau să zici că da, au mai fi și așa sau mai știu cum, nu știu cum să te mai judeci oamenii că dacă au făcut bine sau rău, mă refer lucruri morale, dar alta este la nivel dogmatic, nu, le știm foarte clar, lucrurile sunt stabilite, ei au fost condamnați, ei cum să zic, nu se pocăiesc nici după condamnare, nici după despărțirea aceasta. Ce poți să faci mai mult? Adică, ce vreau să spun este că o condamnare sinodală, chiar dacă ei consideră că noi, că ei ne-au condamnat pe noi ortodoxi sau pe bizantini, cum era în vremea aceea, totuși a fost condamnarea, anatematizarea a fost reciprocă. Și când se petrece lucrul ăsta, trebuie să stai, să te gândești serios. E bine ce fac eu sau nu e bine? Am dreptate sau nu am dreptate? Până să fie o condamnare, să zicem că hai, că nu s-au tranșat lucrurile, nu am pe cineva, un cuget al bisericii care să-mi spună că greșesc. Și atunci, na, mai ar fi așa cumva, să zicem, cu oarecare iertare. Dar acum când ești condamnat, când ești clar, biserica spune în crez, cred într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, eu nu pot să spun că și cei din afară sunt și ei biserică. Nu merge, sub nicio formă. Exact. Raderea bărbii provine din catolicism? Oare așa? Deci prima întrebare este asta? Da, da, cam de la ei provine, se pare. Adică din ce am citit. Așa. E loc deci de la ei. Ok, de la ei. Mai departe, oare acum cei care își rad barba sunt vrednici de Sfânta Împărtășanie? Nu mă întrebări din astea, părinte, asta e, la noi așa e, cu întrebări. Păi pe vremea bizantinilor, după cum s-a spus atunci, nu îi primeau la împărtășanie. Eu aș zice, ce să zic eu, pe vremea noastră, nu am oprit de la împărtășanie pe cei care nu au barbă. N-am fost chiar așa de, să zicem, sever eu ca duhovnic. Dar aș zice așa, că dacă cineva spune că nu trebuie să ai barbă, atunci nu poți să le împărtășești. Da.
să ne vorbească puțin despre povestea cu Petru Vodă, când a fost pus, nu știu, stareț în locul părintelui Iustin Pârvu. Scrie Mihail ceva. Ei, nu, nici nu știu ce să spun așa. Că... Nu trebuie, părinte, dacă vreți. Nu. Dacă nu, vă pun eu o altă temă aici, de la papistaș, și cred că ar fi foarte interesant, pentru că avem, din păcate, așa zisele icoane de la papistaș. Acum, nu știu, ei nu prea au icoane, au mai mult statuete, dar una de la ei, una dintre cele de la ei, că sunt mai multe care, din păcate, circulă și prin pangarele de la noi, este așa zisa Maica Domnului cu inima aceea mare și roșie. Și e clar de la ei, pentru că aceea este Imaculata Concepție. Adică ce spune? Ei spun că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu s-a născut și ea din Sfântul Duh, fără păcatul strămoșesc de la Adam și Eva. Adică păcatul tuturor. Ce este cu Imaculata Concepție, părinte? Ce? Care-i treaba cu ei? Păi sunt lucruri acolo mai complicate. Noi spunem că Maica Domnului s-a născut din Sfinții Părinții Ioachim și Ana la bătrâneții, cum spune Sfântul Paisia Ghioritu, că ei fiind la bătrâneții și după întristarea care o aveau în suflet, după rugăciune la Dumnezeu, după umilința care o aveau, atunci când s-au împreunat ei și au avut-o pe Maica Domnului, n-au avut nicio plăcere trupească și au fost așa curați. Și Maica Domnului în felul ăsta a fost zămislit, zicem așa, în curăție, dar nu fără păcatul strămoșesc, ci într-un mod normal. Acum, catolicii spun că nu, că ea este Imaculata Concepției. La Lourdes, parcă s-a arătat și a spus, eu sunt Imaculata Concepției. Și o dogma lor care, ce să zic, o pune așa cumva cam pe picior de egalitate cu Mântuitorul și ei au o supracinstire a Maicii Domnului. De fapt, și la noi există, o zicem, o supracinstire, dar în raport cu Sfinții. Dar ei au așa o supracinstire în sensul cum o numim noi, adică o numesc așa, Mântuitoare. Ea are puteri, un fel de împărăteasă împreună cu Mântuitorul asupra Bisericii. Dar nu, Mântuitorul este capul Bisericii, Maica Domnului ca Maica lui are multă îndrăzneală și ca Maica Domnului, ca sfântă, ca una care și-a sfințit cugetul, sufletul ei prin rugăciunea de taină, are și multă dragoste către noi. Și fiind om ca noi, ne ajută în toate neputințele noastre. Și fiind mai sfântă decât toți oamenii, ca cea care s-a învrednicit să-L nască pe Mântuitorul, ca singura care s-a învrednicit să-L nască pe Mântuitorul, este enorm de la sine înțeles și o și vedem prin atâtea minuni care sunt dovedite de-a lungul istoriei Bisericii, că intervine pentru ajutorarea tuturor. Și în sensul acesta, biserica are multe rugăciuni adresate Maicii Domnului, adică la cântări, la utrenii sau la cum se cheamă, canonul către îngerul păzitor, canonul de pocăință. Întotdeauna este ceva la când se spune și acum, pentru că Maica Domnului. Întotdeauna, cred că, părinte, cred că în toate rugăciunile o găsim și pe Maica Domnului acolo. Aproape în toate rugăciunile. Adică cinstirea ei provine din faptul că ea s-a îngrijit foarte mult de creștini, atât când era în viață, dar și mai ales după ce a dormit, după ce s-a mutat la cer, și din, cum să zic eu, din realitate noi o cinstim, nu că o considerăm comântuitoare sau mai știu eu, sau Imaculata Concepție, că a fost fără de păcat, că a fost și ea ca Mântuitorul, nu. A fost un om normal, dar mai sfânt decât toți oamenii. Bine, papistașii o pun la egalitate cu Fiul, cu Hristos. Da, da. Și asta e iarăși. Da. Este împărăteasa în cerului și a pământului, este sufletul nostru al oamenilor. Mă refer la noi, oamenii, mama noastră tuturor, dar totuși Dumnezeu este Dumnezeu până la urmă. Nu putem să o punem pe Maica Domnului în scaunul Bunului Dumnezeu, o punem de-a dreapta, o punem, acolo este deja, dar nu un scaun. Papistașii practic ar pune un scaun acolo. Adică ei și chiar umblă când au sărbătorile lor cu Maica Domnului pe scaun. Uite că mi-a venit acum în cap.
Sunt filmări o grămadă, cum nu umblă ei cu un scaun de la mare, un tron și Maica Domnului acolo pe tron și umblă cu alea, pe, ca cei din trecut care cărau pe cineva în spate. Asta e, este o mare greșeală. Părinte, mai departe, da, mă vreau gândeam să revin puțin. Vreau să revin puțin. Legat de Petru Vodă cu stăreția, nu știu cum să zic, nu știu ce aș putea spune prea mult pe subiectul acesta, nu aș vrea să neapărat să-l evit, nu am decis să-l evit. A fost o neînțelegere, bine, și mie, asta aș putea spune. Și mie îmi pare rău de toate întâmplările care au fost atunci și aș putea spune că îmi pare rău că am acceptat stăreția atunci, pentru că pot să spun că nu eram eu vrednic pentru stăreție și probabil din cauza, adică mai mult ca sigur, din cauza asta s-au declanșat toate, eu știu, conflictele și nervii celorlalți și asta chiar îmi pare rău. Dar că dacă aș fi avut interese, cum se cheamă, lumești, de stăpânire, de să-i facă rău părintele Iustin sau alte, asta în niciun caz, nu. Asta a fost voia părintelui și întotdeauna am ascultat pur și simplu ce mi-a spus părintele și am conștiința mea, să zic eu, prea curată în sensul ăsta, în sensul că, din păcate, am ascultat prea mult. Adică mi-au căzut și mie rău. Da. Trecem mai departe cu o altă erezie de la papistaș. O erezie care chiar mi se pare foarte prostească, indulgențele papale, părinte. Adică dai bani și gata, ți-a iertat Dumnezeu păcatele. Aia mi se pare cea mai mare proastă. Da, sincer, nu știu exact de unde au apărut și indulgențele, dar cred că pe vremea cruciadelor. Și era în germană, era un zving, nu știu cum, era o vorbă, că arunci un ban și care când face zving, se ia păcatele și erau niște cuvinte, un joc de cuvinte așa. Și atunci indulgențele astea și cu suprameritele sfinților, cumva le trec ei acolo, le contabilizează și sfinții deja au mai multe fapte bune, pot să dea și altora. Și cred că asta a fost o speculație de fapt a mentalității medievale de atunci, tocmai pentru a-i manipula și a-i, cum se cheamă, stăpâni pe oameni. Din câte cunosc, părinte, ei aveau un fel de, nu știu, de catalog cu prețuri acolo. Adică dacă vrei să ți se ierte că ai furat o găină, plăteai 5 lei, să zicem. Dacă ai furat tot cotețul, 234,32 de bani. Adică era pe, nu așa că, băi, gata, crimine, legiri și așa mai departe. Da. Trebuia să plătești în funcție de păcat. Acum eu n-am auzit să mai fie așa din, cum se cheamă, la curent lucrul ăsta, adică din să mai facă. Nu știu, că și nici nu mă interesează. Nu mai fac, e prea mare tam-tam pe asta. Cred că a fost mai mult atunci pe vremea cruciadilor și în vremea medievală. Da, totuși, în fine. Da, oricum, e o învățătură a lor rătăcită rău. Te duci, dai bani și gata, ce pocăință. Păi ei la un moment dat, în ultima perioadă, ca să vorbim puțin și de asta, ei, după sinodul de la Lyon, pentru că Bizanțul avea probleme cu turcii, probleme, cum se cheamă, politici, să fie cuceriți de turci, apelau la ajutorul papei și, de fapt, la ajutorul principilor occidentali. Și papa îl punea să unească cu Roma. Și atunci s-a făcut și unirea de la Ferrara-Florența chiar înainte de căderea Constantinopolului, cu cât vreo 5 ani, 7 ani înainte. 1439 până în 1453, cât? 13 ani, cam așa. 14 ani. Și pe vremea aceea a fost Sfântul Marcu Evgenicul, care a stat foarte mult împotrivă, iar uniatismul care a fost propus atunci s-a pus oarecum în practică până la căderea Constantinopolului. A fost pus un patriarh care era uniat, adică îl pomenea pe papa. După ce a căzut Constantinopolul, turcii l-au pus pe alt patriarh care a fost Ghenadi Scolaru, care a fost ortodox.
și au cam căzut asta, uniatismul, dar au revenit în Ucraina în 1596, dacă nu mă înșel, la sinodul de la Brest-Litovsk. Și acolo a apărut uniația, care după aceea a fost implementată și la noi în România după 100 de ani, în 1699. Și când s-au implementat uniația, de fapt s-au implementat principiile stabilite la Ferrara-Florența. Dar voiam să mai spun că înainte de Ferrara-Florența a mai fost, mai există o altă greșeală a catolicilor condamnată de noi, și anume energiile create. Sfântul Grigorie Palama, el vorbește și despre Biserica Catolică, din Biserica Latinilor din vremea lui, este ca un elefant care, când s-a îmbolnăvit și a căzut jos, de acum din cauza greutății lui și din cauza, cum să zic eu, bolii, nu se mai poate ridica. Așa e și Biserica Latinilor, care din cauza hulilor care, la care ține, nu se mai poate ridica în picioare. Și ce a condamnat Varlaam, care era atunci venit din Calabria, de prin Sicilia, avea influența asta a catolicilor, a scolasticii, și anume că noi putem să-l pătrundem în tainele lui Dumnezeu cu mintea noastră. Ori lucrul acesta nu e adevărat. Chiar mi-aduc aminte de Sfântul Paisia Gheoritu, vorbim acum în vremurile noastre, că el spunea așa, că nu căuta să înțelegi tainele lui Dumnezeu cu mintea ta, pentru că altfel te faci, te asemeni arienilor care voiau să-l facă pe cuvântul trup, adică să tainele lui Dumnezeu să le facă așa, grosiere. Și tainele lui Dumnezeu, practic, trebuie înțelese prin descoperire, cum spune și Mântuitorul, când vă vor duce la împărat și așa, și atunci vi se va da vouă ce să răspundeți. Adică nu trebuie să vă îngrijiți dinainte ce să răspundeți. De ce nu trebuie să ne îngrijim? Pentru că, de fapt, cunoașterea lui Dumnezeu nu este una rațională. Știm pe puncte. Dumnezeu e așa, 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 și știm, eu știu, filioc de asta, bucătii. Nu e asta neapărat cunoașterea lui Dumnezeu. Ci cunoașterea lui Dumnezeu se naște în suflet în mod tainic, duhovnicesc. Adică atunci când începe să ne pocăim, să ne rugăm, se nasc și tot felul de întrebări. Dar cum mă rog eu la Dumnezeu? Dar unde e Dumnezeu? Cum e nevăzut? Cum mă aude? Ce... eu știu, diferite întrebări. Din aceste întrebări, care mă refer că provin din pocăință, de ce? Ca să mă pot apropia de Dumnezeu, se nasc și răspunsuri concrete, adică afirmații concrete. Aceste afirmații, de fapt, au o încărcătură duhovnicească. Și de aceea, dacă citim Evanghelia, acolo sunt diferite expresii, afirmații ale Mântuitorului, care au putere duhovnicească, cum spune el însuși, nu? Cuvintele mele sunt duh și sunt viață. Adică, informația care ne oferă. Uite, cei fericiți, cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Pentru un om așa, cum? Adică, spune tot felul de întrebări. Te face să te problematizezi, te intri, să te pătrunzi cu mintea într-o taină. Nu le iei așa rațional. A, cum? Adică, curat cu inima și mă curățesc, mă, eu știu, adică le iei material. Și trebuie să cauți să pătrunzi sensul lor. Sensul lor duhovnicesc. Așa și cunoașterea lui Dumnezeu se face prin pocăință, după aceea dobândim și diferite informații, dar în același duh de pocăință. Și aceasta este o descoperire, de fapt, a lui Dumnezeu. Pocăindu-ne, inima noastră curățindu-se de patim, ea devine curată și când devine curată, Dumnezeu sălășluiește tainele lui în inima noastră. Și atunci le înțelegem și în cuvinte. Adică unii mai mult, alții mai puțin. Spun Sfinții Părinți că cei care sunt mai învățați, și Părintele Sfântul Seraf Sofronie de la Essex, dar Sfântul Maxim Mărturisitorul și Părinții Bisericii în general, spun că cei care au o educație, care au o cultură mai multă, pot să exprime mai bine tainele lui Dumnezeu. De ce? Pentru că au cultură. Cei care nu au cultură trăiesc aceleași taine, cum era, spre exemplu, Sfântul Siloan, nu avea cultură. Dar și el nu putea să exprime diferite detalii, dar se exprima așa, poetic, cum putea el. Și spunea, o, de te-ar cunoaște toți pe tine, Dumnezeule, și de te-ar cunoaște în Duhul Sfânt, atunci ar lăsa toate din lumea aceasta, nu s-ar mai certa, n-ar mai fi... Și scrie, ei, părinte, mă impresionează mereu, că scrie foarte, deci foarte frumos. Scrierile lui, da, eu le înțeleg așa, că sunt plângeri, practic. Plângerile, da, lui.
El scria acolo sub influența rugăciunii, a Duhului, din Duhului Sfânt care îl primea el la rugăciune. Și de asta cuvintele lui sunt pătrunzătoare. Nu sunt sofisticate, dar sunt diferite lucruri, cum sunt dogmele, eu știu, arianismul, nestorianismul, cum este, energiile necreate, care trebuie totuși și minte să le înțelegi. Când spune, uite, chiar și Sfântul Grigorie, teologul, să zicem așa, a greșit într-un anumit punct. Era în vremea aceea un eretic Apolinarii. Și el avea o învățătură despre întruparea Mântuitorului, că a luat trup, dar n-a luat minte, în fine, nu mai intru acum în detalii. Și Sfântul Grigorie combate pe ce spune Apolinarii, dar înainte spune așa, îi spune în două scrisori către Clidonie, către un preot. Și spune, nu l-am combătut, ci l-am luat de bun, pentru că eu cuvintele lui le-am înțeles în sens ortodox. Dar după ce și-o dat seama că de fapt nu sunt spuse în sens ortodox, el a început să-l combată, să clarifice lucrurile. Ei, nu oricine poate să fie Sfântul Grigorie teologul, în primul rând să înțeleagă ce spunea Apolinarii și în al doilea rând să reușească să explice care sunt sensurile corecte. Dar noi nu ne trebuie neapărat lucrul ăsta, ci, cum spuneam mai înainte, cei care au cultură mai multă pot explica mai bine, cei care au mai puțină, mai puțin. Spre exemplu, Sfântul Efrem Siru, el insista foarte mult să nu cercetăm tainele, să nu le analizăm și să le descriem așa de mult, ci să lăsăm taina să fie taină. Când spunem, spre exemplu, Hristos este prezent în Sfânta Împărtășanie, el e prezent real. Punct. Putem să intrăm în detalii, că e așa sau altfel, că da, dar pentru noi este o taină și nu prea ai ce să spui mai mult decât atâta. Sigur, există teologii. Așa, dar revenind puțin, Sfântul Grigorie Palama, deci a luptat sau a statornicit învățătura ortodoxă că, de fapt, Dumnezeu se revelează nou în chip necreat, prin energiile sale necreate. Ce înseamnă lucrul acesta? Catolicii, de fapt, de unde provenea învățătura lui Varlaam, spunea că Dumnezeu ne pune în sufletul nostru, în mintea noastră, cunoștințe create despre Dumnezeu. Adică, ne dă o idee, o imagine. Adică Dumnezeu e mai presus, undeva Dumnezeu, separat de creatură, e necreat, dar el pune în mintea noastră o idee creată despre el. Ori Sfântul Grigorie Palama spune nu. Noi prin rugăciune și prin curățirea minții și prin isihasm, adică prin liniștirea patimilor și lupta cu patimile, mintea se curățește și primește un cuvânt descoperit de la Dumnezeu, un cuvânt necreat. Adică se atinge degetul Dumnezeu din mintea noastră și atunci îl simțim pe Dumnezeu așa cum simțim, nu știu, pe cineva. Uite, cam cum vorbim acum. Adică se creează așa o legătură vie și atunci îl simți pe Dumnezeu viu. Dar nu la nivelul omenesc, adică prin imagini. Cum a venit Dumnezeu în cer și ne dă nouă imagine. Uite, cam așa e cerul. Dar cerul, de fapt, nu e așa. Adică e doar o comparație. Nu așa. Și noi trăim cerul. Cerul se coboară în sufletul nostru. Și ori asta a fost diferența pe care o subliniat-o Sfântul Grigorie Palama și Biserica a condamnat teoria asta a energiilor create. Acum, energiile acestea create la catolici au dat și o mistică greșită. Mai întâi, prin scolastică, ei spuneau că, de fapt, noi nu putem avea descoperiri la Dumnezeu. De ce? Pentru că ființa lui Dumnezeu este inaccesibilă. Și atunci nu există descoperiri. Dar pentru că au apărut la ei mistici, oameni care aveau descoperiri, trebuie să împaci și lucrul ăsta. Și eu ajuns să spună că descoperirile care le au misticii sunt, de fapt, un har creat. Ori nu există har creat, e necreat. Și ceea ce aveau misticii catolici, din păcate, erau de fapt înșelări. Și într-adevăr, înșelările sunt create, adică sunt sentimentele de ale noastre sau sentimente induse de duhurile rele, duhurile căzute. Și noi trebuie să fugim foarte mult de simțămintele noastre omenești în rugăciune și în legătura cu Dumnezeu. Când ne facem idei despre Dumnezeu, dogmi și... Dacă vrem să ajungem să le înțelegem corect, cum spunea Sfântul Paisia Gheoritu, trebuie să fie prin descoperiri la Dumnezeu. Da, noi înțelegem în cadre limitate. Să nu fiu arian, să nu fiu nu știu cum, să avem așa o imagine despre Dumnezeu. Dar în măsura în care mă rog și mă curățesc sufletul și mintea, abia atunci înțeleg dogmele, adică mi le descoperă Dumnezeu. Mă întâlnesc cu ele, cu realitățile respective și abia atunci le înțeleg cum trebuie. Îi limpede sau
Da, foarte bine. Așa. Părinte, necazurile sunt de la Hristos toate? Sfântul Varsanufi cel Mare, în Filocalia 11, avea un cuvânt pe care îl repeta mereu, citându-l pe Sfântul Iacov sau Sfântul Pavel, nu mai știu pe cine cita, un apostol. Spune așa, nu vi s-a dat vouă necaz peste puterile voastre. Și toți cei care se plângeau lui și spunea, uite, că mi-e greu cu boala, cu ascultarea, cu rugăciunea, cu eu știu ce ispite, spunea că Dumnezeu nu te lasă în ispite mai presus de puterea ta. Asta era expresia. Și deci, ce să zic eu, toate ispitele sunt îngăduite de Dumnezeu. Dar, pe de altă parte, tot apostolul Iacov, parcă zicem, Dumnezeu nu este ispitit de rele și El însuși nu ispitește pe nimeni. Adică nu duce pe nimeni spre rău. Dar El îngăduie ispitele să fie din partea demonilor, ne lasă așa în încercări, tocmai ca să creștem noi. Și în sensul ăsta toate sunt de la Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu ne lasă în încercări, în ispitele care le avem noi, toate sunt îngăduite de Dumnezeu. El nu ne lasă în încercări mai presus de puterea noastră. Dacă ar fi ceva peste puterea noastră, atunci nu ne lasă. Și avem pilda lui Iov. Dumnezeu l-a lăsat în încercări, dar atât cât i-a fost puterea lui, nu peste puterea lui. Adică nu l-a lăsat pe demoni să se atingă de sufletul lui. Nu. Și dai ispitii. Și bine că erau acum s-o atins de sufletul lui în sensul că i-a dat înfricoșări, năluciri, în somn, nu avea liniște, nu avea tot felul de frământări induse de demoni, mă refer, pe lângă necazurile trupești, bolile și avuțiile pierdute. Dar de sufletul lui, în sensul că să-i dea așa o presiune prea mare sau să atingă din mintea lui, să-l facă să gândească altceva, Dumnezeu nu-i îngăduie. Și deci răspunsul cam ăsta îl văd eu, că toate necazurile și ispitele care le avem sunt îngăduite de Dumnezeu și noi trebuie să ne luptăm cu ele și știind că nu sunt peste puterea noastră. Dar ele nu sunt de la Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să ne ispitească, ci sunt de la cel rău, de la demon. Așa. Dacă suntem certați legat de altceva decât de credința în Hristos, de exemplu când dăm peste cineva pe stradă, s-ar putea numi prigoană sau prigoana este strict legată de credința întru Hristos? Prigoana, da, e legat strict de credința în Hristos. Putem să vorbim și de nedreptăți. În sensul că și atunci să suferim diferite nedreptăți, dar asta nu au neapărat legătură cu credința, în sensul că nu suntem nedreptățiți pentru credință, sau cel puțin nu pe față, în anumite lucruri, cum dai pe stradă, pe cineva, sau cum spuneau alte situații legate de credință, dar aceste nedreptăți noi le putem și ar trebui să le înfruntăm prin credință, adică gândindu-ne că dacă le suportăm și nu cârtim, atunci Dumnezeu ne va încununa. Acum sunt și situații lumești. Mi-aduc aminte de starețul Leonid de la Optina. Cineva îi spunea că, uite, ce a făcut? Eu spar cineva casă. Și eu furat din casă. Și tare ți-a zis, lasă rabd așa. S-a mai întâmplat încă o dată. Rabd așa. Și îmi pare că și a treia oară s-a întâmplat. Și a zis, rabdă și nu te... Și el știa cam cine i-a fi făcut, dar a zis, rabdă și nu te răzbuna. Și au venit și eu o răsplătire la Dumnezeu, că atunci când a fost o boală sau, nu știu, nu mi-aduc aminte exact ce s-a întâmplat, Dumnezeu i-a îngăduit să nu-l atingă boala de el, tocmai pentru că el a răbdat nedreptățile acelea, i-a întors și pământește. Dar de multe ori, noi nu trebuie să căutăm neapărat pământește, ci mai ales cerește, dar chiar și pământește. Când răbdăm, adică când răbdăm nedreptățile, care nu țin neapărat de credință, prin credință, Dumnezeu ne răsplătește pentru ele. Da. Dacă ne-am rugat, dar nu s-a împlinit, e voia lui Dumnezeu sau am greșit noi pe undeva? Sau undeva? Avem întrebări și întrebări, acum, părinte. Asta e. E greu de spus. În general, nu ne-am rugat noi cât trebuie.
Dar de fapt nu, n-aș putea spune lucrul ăsta. Aș spune așa, că în general noi nu știm care-i voia lui Dumnezeu și poate de multe ori cerem lucruri nepotrivite. Și din cauza asta Dumnezeu nu le împlinește. Dar pot fi și situații când nu ne rugăm cu stăruință, adică pentru a dobândi un anumit lucru, poate este nevoie de rugăciuni mai multă, de nevoință mai multă, de curăție mai multă, de credință mai multă. Și dacă nu le avem, Dumnezeu nu ne dă. Mă gândeam acum la, fac o divagație oarecum, Sfântul Vasile parcă spune că dacă ne rugăm, nu, cred că la Sfântul Varsanofi cel mare în Filocalie, spune așa, că dacă ne rugăm și ni se împlinește cererea, îi la Dumnezeu sau nu? Și el zice așa, că dacă ne-a rugat și Dumnezeu ne-a dat ceea ce am cerut, și noi ne bucurăm, așa zice, wow, ce bine că mi-a dat asta, înseamnă că nu-i de la Dumnezeu. Iar dacă ne-a rugat și ne-a dat Dumnezeu, și, adică s-a împlinit ceea ce am cerut, și noi să naștem în sufletul nostru așa o milință, uite cum de mi-a dat Dumnezeu și mi-a împlinit rugăciunea asta, atunci e de la Dumnezeu. Adică trebuie primit, sau după ce primește omul, trebuie să-și smerească inima, să-i mulțumească lui Dumnezeu. Nu așa, e bine, bă, ca și cum ar câștiga cineva un premiu, nu? Să se bucure. Nu neapărat, ci în sens, nu neapărat, în sensul că dacă rugăciunea e făcută cu smerenie și către Dumnezeu, se naște smerenia de la sine, adică te miri, cum mi-a dat Dumnezeu lucrul ăsta, cum de s-a uitat la mine cât de ticălos. Adică vine de la sine. Dar dacă tu, Doamne, dă-mi cu tare și cu tare și eventual se întâmplă sau eu știu, zici, uite ce bine, că de fapt tu ești, se pare că ce bine că am primit. Adică vrei așa, lumești, pământești, cu orgolii, cu mândrii. Da, și mi-am adus aminte tot așa de o mică pildă parcă, când un monah sau pusnic s-a rugat bunului Dumnezeu ani de zile, la rând. Se ruga pentru un lucru, non-stop. La sfârșit s-a enervat și a strigat, Doamne, dar Tu chiar nu mă auzi? Și atunci i-a răspuns Dumnezeu. De ce? Pentru că atunci a strigat din inima lui. Că spuneați că rugăciunea trebuie făcută cu stăruință, cu inimă, cu, din toată inima ta. Dacă ne rugăm doar cu buzele, na, poate... Da, păi acum eu fac o... Cum zic, n-am citit la Sfinții Părinți, dar Mântuitorul spune așa că... Cel care, când vă veți ruga cu credință, veți primi. Dacă veți crede, veți primi. Dar eu aș pune în legătură asta cu ceea ce spune Sfântul Ioan Evanghelistul în epistola lui. Acum să-mi aduc aminte bine cum spune. Că, iubiților, dacă inima noastră nu ne osândește, avem îndrăzneală la Dumnezeu și știm că oricât vom cere, vom lua, vom primi. Dar dacă inima noastră ne osândește, atunci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și știe toate. Și nu ne putem ascunde de El. Ce vreau să le pun în legătură una cu alta este că dacă avem cugetul curat, dacă slujim pe Dumnezeu cum se cuvine, atunci cugetul nostru nu ne osândește. Și avem să naștem îndrăzneala că Dumnezeu și știm că oricât îi vom cere, vom primi. Și deci primim atunci când avem cugetul curat. Când avem cugetul, împilat de păcate, atunci Dumnezeu știe că, adică dacă ne mustră cugetul, inima, cu atât mai mult Dumnezeu ne mustră și nu ne dă, nu putem cere, nu avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și atunci, dar și chiar dacă avem, păcate pe inima noastră, așa, pe conștiință, totuși, atunci ce trebuie să facem? Să cerim în așa fel încât să nu intri păcatul în ceea ce cerim noi. Că dacă cerim cu păcatul, dăm sănătate sau dăm mașină, dăm nu știu ce, nu merge. Dar dacă am nevoie de mașină, că e nevoie, poate Dumnezeu, sau de serviciu, sau de mai știu eu, atunci Dumnezeu te ascultă. Nu chiar dacă suntem noi păcători, dar dacă ai credință și te smerești, mă ascult. Da, așa este. Că tot vorbeam de rugăciunea trebuie făcută din inimă, ce înseamnă să fii curat cu inima, părinte? Păi, fericiți, spre exemplu, sunt puși într-o scară. Fericiți cei sărași cu Duhul, că aceia vor vedea, ca lor este împărăția cerurilor.
Acolo nu se spune că a lor este împărăția cerului, că deja când ești sărac cu Duhul, ai împărăția cerului, ci că ei se îndreaptă spre împărăția cerului și până la urmă vor dobândi în sensul ăsta. A voi, fericiți cei ce plâng, fericiți cei ce însetoșează, flămânzesc și însetoșează de dreptate. Și ce mai fericiți făcătorii de pace sau asta e fericiți cei curați cu inima. Ideea că curățirea inimii vine în urma lucrării poruncilor. În ce sens? Nu că împlinirea poruncilor ne curățește inima. Nu se întâmplă lucrul ăsta. Sunt mulți oameni care împlinesc poruncile lui Dumnezeu, adică sunt buni, iubitori, cinstiți, dar inima lor nu e curată. Adică au diferite invidii, minciuni, leneviri, răutăți, orgolii, mândrii și câte și mai câte, desfrânări și mai știu eu, în inima lor. Și nefiind curată, nu poți să vadă pe Dumnezeu. Dar lucrarea poruncilor cu credință, aceea atrage Duhul lui Dumnezeu asupra noastră, îl milostivește pe Dumnezeu. Adică, cum spune Mântuitorul, acela este care mă iubește pe mine, care păzește poruncile. Și eu și Tatăl meu vom veni și lăcaș la el ne vom face. Adică, noi dacă împlinim poruncile pentru Dumnezeu, cu credință, nu formal, nu mod exterior, nu doar de formă, ci cu inima noastră, să luptăm. Adică, spre exemplu, dacă, nu știu, ne-a enervat cineva, să lupt cu nervii din mine, să-i stăpânesc acolo. Asta înseamnă să mă lupt cu credință. Și pentru Hristos, nu pentru, eu știu, să mă vadă alții, să nu mă enervez acum ca să nu pățesc mai rău. Nu, ci pentru Dumnezeu. Doamne, că vreau să-mi curăț inima, că știu că sunt ticălos și că nu pot simt împărăția ta cu patimile astea. Deci, când luptăm cu patimile, am dat un exemplu, dar sunt, eu știu, desfânări, mândrii, minciuni, sau lenevie pentru Dumnezeu, dar cu adevărat din cugetul nostru, atunci ce curăță inima noastră? Aceste fapte atrag Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu curăță inima și El ne dă ochii, ne descoperă de fapt pe Dumnezeu. Cum spune Apostolul Pavel, că Duhul cercetează adâncurile lui Dumnezeu și Duhul știe toate tainele lui Dumnezeu. Și atunci omul duhovnicesc, prin Duhul Sfânt, toate le știe, îl cunoaște pe Dumnezeu. Avem mintea lui Hristos prin Duhul lui Dumnezeu. Așa. Deci, prin păzirea poruncilor, când vine Duhul Sfânt în sufletul nostru, El ne curățește inima și atunci îl vedem pe Dumnezeu. Așa, mai departe. Cum știm dacă suntem povară pentru cineva? Povară adică că îi aducem necazul sufletești. Da, nu știu dacă trebuie să ne gândim că suntem povară pentru cineva. Trebuie să ne silim să nu fim. Dacă ne facem astfel de calcule, ne cam duc în deznădejde. Așa. Adică trebuie să acceptăm. Sunt povară pentru... Dar trebuie să mă îndrept, adică nu că gata. Sunt și gata. Părinte, îngerii, dacă pot lua trup și adică în sensul să ne ajute prin viață, prin... Eu știu, se pot întâmpla și minuni din astea, dar cam mari minuni să se întâmple așa, dar foarte rar și mai degrabă demonii fac astea ca să ne pună piedici, dar îngerii ca să ia trup să ne ajute, mai foarte rar, cazuri rare, dar nu ca și cum ar fi ceva curent. Da. Doamne ajută, dacă preotul duhovnicesc se întâlnește sau invită un preot papistaș, dacă este erezie. Acum depinde unde îl invită, dar bănuiesc că la biserică sau în biserică. La biserică, da. Adică asta se înțelege. Eu ca preot ortodox stau de vorbă și chiar am stat la un moment dat, au venit la mănăstire, când au venit niște, erau carmeliți și am vorbit cu ei. Da, dar mi-a spus, putem merge și noi la biserică? Nu se poate. Puteți merge la biserică, dar nu cât facem noi slujba. Așa. Puteți să vă uitați, să vedeți. Dar în rest, nu. Pentru că atâta vreme cât este o erezie condamnată, ce înseamnă erezie condamnată? Înseamnă nu am legături duhovnicești, bisericești cu respectivii. Și eu dacă totuși am legături, înseamnă că eu neg acea condamnare și spun că nu e valabilă condamnarea. Adică catolicii nu sunt vinovați de, eu știu ce,
erezii sunt, și atunci asta e grav, îi erezii. Da, mai departe, să scurtăm așa un pic răspunsurile, să încercăm să răspundem la toate întrebările, că mai sunt multe. Părinte, dacă Da. Mai aveți timpul necesar. Așa, pe orice eretic îl mustră conștiința, chiar și pe cei care poate nici nu au auzit de ortodoxie, de aceea fac unii filozofie. Da, pe toți îi mustră conștiința, dar nu toți știu să scape din mustrarea de conștiință. De multe ori nici noi ortodoxi nu scăpăm pentru mustrările morale care le avem. Dar de mustra conștiința, da, adică ca să nu te mustri conștiința e lucru mare. Așa. Părinte, cu papistașii nu ne putem ruga, dar cu cei care se roagă cu papistași putem? Avem niște întrebări aici, părinte. Ai. Da. Întrebări grele. E așa, adică e de evitat. Dar nu e la modul explicit, gata, adică dacă un preot s-a rugat cu papistașii sau cineva a fost și eu mă rog cu el, de acum îi se cheamă, sunt și eu cad sub aceeași osândă. Dar e de evitat în sensul că el, dacă are astfel de deprinderi, eu prefer să caut, cum se cheamă, alt mediu. Acum Corect. Trebuie să mă gândesc mai mult alea, că cum spun canoanele, nu-mi dau seama foarte bine, dar cam așa văd. Așa, părinte, oare există acum, la ora actuală, nebun pentru Hristos? În viața da. Noastră de zi cu zi? Da, cred că există. Cel puțin în anumite momente există, da. Adică nu, poate nu în toată viața lor, dar cu siguranță există. Așa. Cum rămâne când spune cartea că cei eretici și ecumeniști, sau cu cei probabil, nici la masă să nu stăm cu dânsii? Și avem exemplu exact pe Sfântul Ioan Iacob Hozevitul. Da, nu stăm la masă în sensul... Nu stăm la masă cu ereticii, da. Da, nu stăm la masă în sensul că, adică, spre exemplu, dacă avem rude sau prieteni care sunt de altă credință, stăm la masă cu ei, dar nu stăm la... se interzice masa și salutarea, care au conotații de, cum să zic eu, de religioase, să zicem așa. Sfântul Vasile cel Mare spune, și el dă un exemplu corect, adică ce spune Apostolul Ioan? Cel care vine și aduce o altă învățătură, să nu-i dai nici bineții, nici bună ziua să nu-i zici. Dar pe de altă parte, Mântuitorul spune, voi trebuie să salutați și pe cei și pe dușmanii voștri, că și păgânii fac aceasta. Sau, nu știu acum să dau exemplu, citatul concret, nu pot să mă concentrez. Dar ideea e, și spune Sfântul Vasile, că salutarea aceea simplă de a saluta pe toți, trebuie să o facem, dar salutarea ca și cum suntem în comuniune, aceea nu. Așa și cu masa. A sta la masă, eu știu, dacă ești la serviciu, nu e o problemă, dacă doar nu e asta o problemă. Dar când stai să faci rugăciuni împreună sau o masă cu conotații duhovnicești, aceea nu. Așa. Părinte, monofiziții autointitulați ortodoxi orientali sunt creștini? Ei se numesc creștini. Cu numele sunt creștini, dar cu credința nu. Așa, mai departe. Părinte, aveți vreo trăire frumoasă cu părintele Proclu? Ne puteți povesti una? Dar am atât de mult încât nu știu ce să zic așa, mă deosebit. Am tot povestit, nu știu. La noi aici nu prea-s povestit, doar așa, ne-ați adus aminte, dar nu. Păi mi-aduc aminte, uite, că mi-mi plăcea că era așa mai șugubăț. Și mi-aduc aminte că era sora lui, stăteam cu el acolo de vorbă în curte. Și sora lui e bătut cu... băț în poartă și vine înăuntru și spune: părinte, a venit părintele cu tare, hai să termin mai repede ca să vorbești și cu el. Probabil și era un părinte din sat, un preot din mir sau așa.
și ca să nu te aștepți prea mult. Zic că, dacă o veniți, ce, să aștepti. Zic că, vorbești mai încet că te aude. Da, dacă mă audi și doar nu e nicio problemă. Zic că nu mă feresc. Bine, el mai vorbea așa și de când spunea și cu, spre exemplu, când spuneam cu ăsta, sectarul ăsta care era, zic că avea duhuri așa de rele și a zis că abia așteptam să scăp de el, că, na, că și eu dacă aveam duhuri se împungea unele cu altele. Și atunci vreau să scăp mai repede ca să nu, că după aia aveam de suferit, că după ce au plecat, m-au luat duhurile în primire. Și mi-a dat cafeaua. Am înțeles. Bine, multe. Nu știu, eu m-am folosit foarte mult duhovnicești când vorbea, că spunea, spre exemplu, apoi creștinul trebuie să iubească pe Dumnezeu din toată inima lui. Dar monahii nu așa. O zic că monahii trebuie să le ardă inima pentru Dumnezeu. Nu poți să iubească Dumnezeu din toată inima. Sau vedea sfaturi și în astea practice. Când vezi că te-ai certat cu cineva și îți vine în minte și spui mi-a zis și am să-i zic. Zic că da, ai să-i zici, dar nu azi, mâine. Da, am înțeles. Părinte, ce părere aveți despre bisericile ortodoxe care au scaune în toată biserica, nu doar pe margini? Seamănă cu cele de la papistași. Da, mă duc și la greci. La greci au foarte multe scaune. Exact. La greci, da. Ce să zic? Acum sunt diferite tradiții. Spre exemplu, noi în România suntem obișnuiți cu un anumit fel. Uite, spre exemplu, la noi la parastas se pune vin. Ei, în Rusia, în Ucraina, dacă nu mă înșel, și în Grecia, nu se pune vin, se pune apă. Și eu când am văzut prima dată la parastas că puneau apă, mi se părea așa, cum adică apă? Adică în loc de vinul, e mai greu de găsit apă, îl găsești oriunde. Dar ei au alte tradiții și nu știu acum să spun dacă vor fi și alte tradiții cu scaune. Eu sunt obișnuit așa cu stranele care sunt pe margine și omul să stea în picioare. Na, e o steneală, dar o face și noi pentru Dumnezeu. Mai departe. Părinte, ce credeți că se va întâmpla dacă Patriarhia ar fi de acord în cele din urmă cu schimbarea datei Paștilor? Poate nu la anul, dar peste vreo 3 și așa mai departe. E greu de gândit lucrul ăsta. E o problemă foarte dificilă cu schimbarea datei Paștilor și în sensul că pe mine asta mă deranjează cel mai tare, că vor să schimbăm data Paștilor să fie după catolici. Și de ce? Cu scopul ca să ne și unim cu ei, adică să și ajungem la trecerea peste diferențele dogmatice, cum au scris în scrisoarea asta Papa Hagi. Păi și într-adevăr este o mișcare asta, cum acum sunt tot felul de lucruri de gândite sociologic și psihologic. În momentul în care noi am acceptat, gata, data Paștilor este greșită, noi ne dăm după catolici, deja în mentalul nostru este, înseamnă că și noi avem greșeli, uite, trebuie să ne unim cu ei, să ne punem la punct și noi. Și în felul ăsta se creează o idee, un mesaj cu totul greșit. Și noi, ce se va întâmpla? Eu mă așteptam după sinodul din Creta să reacționeze mai mult. Acum, cu data Paștilor, dacă s-ar schimba, aș zice că vor reacționa mult. Dar eu știu ce se va întâmpla. Poți să avem surprize și acum. În rău. Între altele, părintele, dacă, nu știu, este Papa Francisc înainte mergătorului Antichrist? Ce să zic? Eu nu sunt cu ideile astea și nu prea mă interesează. Apropo de cum spunea părintele Proclu, că îl întreba părinții, dar oare am cancer, dar am, nu știu cum spune, nu știu, n-am visat. Așa și cu Papa Francis. Nu mă preocup în sensul ăsta, că e mergător înaintea lui Antichrist, adică nu mă preocup atât de mult ce face Antichrist. Mă interesează ce facem noi. În măsura în care facem noi ceea ce trebuie, nici și păzim de Antichrist. În măsura în care nu facem pentru Hristos, oricât ne-am zbate, noi nu scăpăm de Antichrist. Și în sensul ăsta, nu știu, înainte mergător, eu nu știu dacă se vorbește atât de mult despre înainte mergător. Ba da, scria undeva, părinte, am citit eu pe la Sfinții Părinți și scria că da, Papa știu. Este înainte mergător, ăla de la Aladinii sunt înainte și așa. Deci nu doar Papa, sunt mai mulți. Păi da, așa
Mulți antichriști au ieșit. Mulți, da, mulți antichriști au ieșit. Deci zicea apostolul Ioan în vremea apostolică. Da, da. Păi, și atunci, nu știu, nu văd o preocupare. Adică nu, ci vreau să spun eu părerea poate mea. Se referă, părinte, iertați-mă, poate se referă la partea aia cu prorocul mincinos. Așa. Da, da, dar eu aici, din ce am văzut și la o tâlcuire a lui Ecumenius, mulți tâlcuiesc, și ce asta e îndătinat cugetul cel mai mulți tâlcuitori, părinți din vremea noastră, că Antichristul va avea un înainte mergător și acela este prorocul mincinos. Exact. Nu, eu raportez prorocul mincinos ca fiind Antichrist. De ce? Pentru că Hristos este prorocul prin excelență, când veneau trimiși și fariseilor la Sfântul Ioan Botezător și întrebau: tu ești prorocul? Nu sunt eu prorocul. Adică prorocul cine este? Cel despre care a vorbit Moise, că vă va trimite vouă Dumnezeu prorocul care vă va învăța toate, cum a fost și în Duminica Samarinece. Adică este Hristos. Și cine este prorocul mincinos? Opusul lui Hristos. Da. Părinte, ecranul tactil. Hai că avem și întrebări de astea tehnologice acum, părinte. Așa. Dacă ecranul tactil al telefonului folosește energia statică a corpului, nu cumva suntem în transhumanism când ținem degetul pe ecran? Deci avem, părinte, și mecanică, dacă vrei să vă pun întrebări. Dar nu știu ce înseamnă energia, folosește energia statică. Cred că folosim noțiuni care nu... În fine, nu cred că e adevărat. Așa, da, părinte, când a început să se folosească antimisul? În ce secol? Antimisul inițial era din masa de lemn. Era un studiu foarte interesant, n-am apucat să-l citesc tot. Și inițial era o masă de lemn. Mesă. Și antimesă în loc de masă. Și deci inițial erau de lemn și pe vremea iconoclaștilor, atunci când era iconoclastul în floare și în putere, s-au organizat multe, s-au făcut multe mănăstiri și multe biserici, oarecum zicem așa, paralele. Erau și studiții, și, dar nu numai studiții, și au mai mulți. Și după aceea s-au păstrat tradiția aceasta și a devenit o pânză, adică a devenit mai ușor, că masa de lemn era mai greu de purtat, a devenit pânză. După aia ce a devenit, a intrat în tradiția bisericii și acum se folosește peste tot la biserici și există antimisul de la, cum se zice, la fiecare episcop la biserică. Dar inițial nu era antimis până la perioada iconoclastă. Cum să ne pocăim? Da, nu știu dacă trebuie să mai... Pocăința are... E o întrebare prea banală, adică ne pocăim, ne pare rău. Dar pocăința are două aspecte. Uite, Sfântul Grigorie, dialogul, el vorbește două aspecte care trebuie să le avem în vedere. Una, și le împlinim pe amândouă. Înseamnă părerea de rău pentru faptele trecute și schimbarea în prezent, adică nu le mai face. Și mulți fac una din ele, adică le pare rău de faptele din trecut, dar e tot stăruit să le facă. Iarăși li pare rău, dar tot, adică nu se păzesc să mai facă. Sau alții, nu li pare rău de faptele din trecut, dar se îndreaptă, așa zicând, adică cât se îndreaptă omenești. E când trebuie să fie amândouă, adică părerea de rău pentru faptele din trecut trebuie să ne ducă, să fie de așa natură încât să ne ducă la o îndreptare a vieții. Adică atunci când ne dăm seama că faptele noastre ne fac rău, ne schimbăm și viața. Dacă nu, înseamnă că nu ne-am dat seama. Mai departe, ce părere aveți de imnul acatist, rugul aprins al Maicii Domnului, dacă este păcat al citi? Ce să zic, nu cred că e păcat, că e în, cum se cheamă, în tradiția bisericii, intrat în cărțile de acatist, care îi pot fi citite. Da, nu mai departe. Părinte, împlinirea poruncilor lui Dumnezeu se referă doar la cele 10 porunci sau la tot cuvântul din Sfânta Scriptură? De exemplu, să ții post nu e, adică nu este trecut în cele 10 porunci. Ne putem ne puteți spune care sunt poruncile pe care să le împlinim? Poruncile de fapt sunt Evanghelia, tot cuvântul lui Dumnezeu. Poruncă este Mântuitorul, nu a spus nicăieri postiți, dar a spus că atunci când se va lua mirele de la ei, adică de la apostoli și la urmașii lor, la creștini, atunci vor posti. Asta e un fel de poruncă. Sau când spune că acest soi de demon nu este decât prin post, prin rugăciune.
Păi noi ca să scăpăm de demon și ne curățim, nu trebuie să postim, iarăși e o poruncă. Da. Sau fericirile. Când sunt fericiți cei sărași cu Duhul. Adică să ne dezlipim cu Duhul de, cum se cheamă, de materie, de pământ. E tot o poruncă. Deci, da. Dar nu e ceva concret, adică fă asta sau asta. Deci nu sunt doar cele 10 porunci. În plus de asta, cele 10 porunci sunt de legea veche. Acum s-au făcut o transpunere așa pe legea Harului în biserică, dar noi nu avem doar 10 porunci. Avem Evanghelia, adică e cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să intrăm în Duhul lui Dumnezeu, în noima învățăturii evanghelice. Astea sunt porunci. Da. Cum alegem să cumpărăm o Sfântă Scriptură? O Biblie corectă? Ei... Care e corectă? Care e cea... Bine. Da, care e Biblia corectă? Cum să cumpărăm? Acum de cumpărat e mai greu. Nu să fie cea bună. Ai idee. Problema este că cea bună nu e decât una. Și deci cea din, cât, din 1914. Nu, 1938 încoace. Nu mai este una, părinte, 1688, dar aia nu, este, da, cu limbajul acela mai greu în cean un pic. Și este cea 1914. Sunt 5 ediții ale Bibliei, ale traduceri. 1688, după aia 1000, în fine, de la Blaj, de la Neamț, și de la București mai este încă una și apoi 1900. A, nu, deci 1688 de la Blaj, de la Neamț, 1914 și apoi cea de astăzi, 5. Din păcate, cea de astăzi e cea mai proastă. Dar dacă ar fi să luăm Biblii mai vechi, se găsesc și unele mai vechi. La Neamț se găsește de ortosit, a fost făcută pe românești cineva de la Alexandria, numai Noul Testament. Se mai găsește Biblia la 1914, pe care cred că eu am început să o editez la când eram la Petru Vodă. Am avut un exemplar, l-am făcut așa și l-am tipărit, mai multe retipărite. Eu am și eu, înseamnă că este tipărită de dumneavoastră, că o am aici lângă mine. Nu, că după aceea au mai scos la Petru Vodă și alții s-au mai împrăștiat. Adică s-au mai făcut, dar eu am inițiat asta din ce mi-aduc aminte. Așa, și, dar e greoaie, e foarte greu de citit. Mie îmi place, sincer. Și, deci, răspunsul este că cel mai ușor de citit este Biblia actuală, dar nu e traducerea foarte bună. Uite, vă dau un exemplu. Eu am tradus, de exemplu, Noul Testament pentru mine și Psaltirea din greaca veche și am văzut tot felul de lucruri. Chiar și în 1914 există o diferență interesantă la Ecleziast, pe care am observat-o eu și altele. Adică o diferență greșită, așa să zicem. Deșertăciunea, deșertăciunile toate sunt deșertăciune și vânare de vânt, zice în 1914. Dar în 1688 spune că așa, toate sunt alegerea Duhului. Și de fapt asta este, sau pro-alegere, nu știu cum spune acolo, dar de fapt e alegerea Duhului. Adică, cum să zic eu, alegere în sensul că ce aleg eu, ce decizii, cum a venit, cam așa. Da. Și de fapt asta e sensul corect. Nu e că deci toate sunt vânare de vânt, adică deșertăciune, nu. Ci alegerea Duhului, adică toate în lumea asta depind de alegerea noastră a Duhului. Adică de multe ori putem lua niște decizii, nu știu cum să zic eu, în profunzimea lor, alea contează. Așa, și mai vreau să mai dau un exemplu, cum e tradus greșit Biblia actuală, versiunea actuală de 1988, să zicem, la Coloseni și la Efeseni 3 cu 15 sau 2 cu 15, ceva pe acolo, unde se spune cu zapisul, a luat zapisul din mijloc, cel potrivnic nouă și l-a pironit pe cruce. Dar traducerea corectă și versiunea corectă spune așa, că a nimicit zapisul potrivnic asupra noastră prin dogme. În traducerea 1914 zice, cu dogmele a nimicit zapisul potrivnic asupra noastră. Să înțelege puțin, e mai greoaie traducerea. Dar pur și simplu în versiunea actuală o scos chestia asta, cu dogmele. Adică o nimicit zapisul, adică, cum să zic eu, hotărârea împotriva noastră sau blestemul deasupra noastră, l-a nimicit prin dogme. Asta ce înseamnă dogme? Adică prin învățătura Evangheliei. Învățați-le să păzească toate cât i-am poruncit vouă.
când păzim toate, iată că scăpăm de zapesul, de blestemul asupra noastră. Dar în versiunea actuală e scos asta prin dom. Sunt scoase mai multe. Da, am dat doar un exemplu. Da. De exemplu, mi-am adus aminte acum de la regi, parcă, la Solomon acolo, da, în versiunea nouă, da, cu 666-le, mai este chiar și cu ziua întâi și ziua una, că Sfântul Vasile cel Mare are o milie întreagă cu ziua una. Da. Și... da, băi, nu mai zic că este, culmea este și, cum să zic, e haios cumva. Deci sunt omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur la Cartea Facerii și acolo, cum se spune, cu Cain, tu întoarce-te căci, nu știu cum, păcatul bate la ușă și nu știu cum, dar de fapt acolo nu e niciun păcat, bate la ușă, ci spune că când împarți greșit, nu mai știu, e ceva în sensul că dacă nu aduci jertfa corectă, nu-i primită la Dumnezeu. Dar acolo spune ceva că păcatul bate la ușă, dar tu biruiești-l. Și i-a pus comentariul Sfântului Ioan Gură de Aur, care se vede că nu are nicio legătură cu versetul, cu totul alt verset. Și e tradus, nu știu de unde e tradus, din burtă, din textul masoretic, adică de la evreilor, nu știu de unde e tradus. Și, da, sunt foarte multe, așa. Dacă ar fi să recomand fraților de pe chat, cumpărați o pe chat de la 1914 și măcar... ne apropiem de adevăr acolo cât de cât. Da, mai mult. Deci ăla e textul cel mai corect așa și cel mai ușor. Dar e foarte greu de citit la un moment. Eu, spre exemplu, asta nu foarte e, greu. Părinte, ne osândim și noi acum. Nu, da. Ne ostenim, scuze. Ne ostenim. Ne osândește păcatul. La aia mă gândeam. Dar, da. Mai luăm două, trei întrebări și încheiem. Una dintre ele... este cum ar trebui să ne judecăm pe noi înșine, prea tare sau mai indulgent? Pe măsură. Adică să nu cădem nici în deznădejde, dar nici când suntem indulgenți, nu ne curățim de păcate. Și trebuie să fii cu un pas mai înapoi decât deznădejde, atât, nu cu mai mulți pași. Da, părinte, despre prorociile astea din ziua de astăzi prin mass media, care se dau pe la mass media. Ce ne puteți spune? De exemplu, despre sfârșitul lumii. Cred că se referă mai mult la social media, la nu mass media. Da. Părerea mea e că prorociile sunt greu de interpretat. Și nu prea ne putem lua după ele la modul să fie un criteriu în viața noastră, să alegem, facem asta sau facem cealaltă. Pentru că nu știi, se împlinește acum, se împlinește mai târziu, nu sunt niște lucruri care se spună clar. În anul 2025 va fi cutremur sau va veni antichrist. Nu spune nimeni în felul ăsta. Dacă spune că se va întâmpla așa și așa, nu știi la care sunt criteriile. Sunt câteva prorocii și ale Sfântului Paisie, cu venirea la Antichrist, cu după aia iarăși va fi o perioadă de, cum se cheamă, de bunăstare a bisericii, dar asta cam contrazice referatul biblic, unde spune că după zilele acelea soarele se va întuneca și va veni Fiul Omului pe pământ, adică nu mai lasă loc de ceva înflorirea bisericii. Și în sensul ăsta trebuie să cinstim toate prorociile, să le înțelegem, că cine a spus și Mântuitorul? De fapt, Mântuitorul nu ne spune despre Antichrist. Aveți grijă că va veni Antichrist sau nu. Ne spune că aveți grijă că va veni Fiul Omului. Adică pregătiți-vă de venirea Lui, de El să fiți pregătiți. Nu ne spune să vă fugiți de Antichrist. Dar spune totuși, părinte, iertați-mă, spune totuși că va veni altul într-un numele meu și pe acela îl veți crede. Da, nu, mă refer că El nu atrage atenția... fiți pregătiți de venirea lui Antichrist, ci fiți pregătiți de venirea mea. Da? Corect. Și într-un loc, într-adevăr, cum spune, că când va veni, eu am venit în numele Tatălui meu, dar când va veni acela în numele, dar cel care va veni în numele lui, pe acela nu m-ați primit. Când va veni cel în numele lui, pe acela îl veți primi. Și cu asta e ca o mustrare și ca o atenționare asupra noastră să nu primim pe cel care vine cu, cum se cheamă, să se declare pe sine Dumnezeu în numele Lui, nu cum a făcut Mântuitorul de la Tatăl. Da, și în sensul ăsta, da, trebuie să fim atenți la Antichrist, dar nu ne pune la modul, nu știu cum să zic eu,
atenția noastră să fie spre Antichrist, ci atenția noastră să fie spre Hristos și, bineînțeles, implică să ne păzim de Antichrist. Și să ne îndreptăm viața noastră, că să-L așteptăm pe Hristos cum se cuvine, că dacă stăruim în păcate și nu ne pasă, atunci evident că omul prin păcate îl așteaptă pe Antichrist, fără că vrea, nu vrea, asta e, pentru că se asociază cu, nu știu, tatăl minciunii până la urmă, nu? Da, dar ce vreau să spun este că noi nu ne putem păzi de Antichrist prin puterile noastre, ci prin puterea lui Hristos, așa cum de diavol nu ne putem păzi prin puterile noastre, ci în măsura în care ne lipim de Hristos și primim putere la El, ne putem păzi de diavol. Altfel, pur și simplu, nu putem. Dacă ne dă o ispită acum, nu știu, să mănânci, să desfrânezi, pur și simplu nu-i poți face față. Dacă nu ai pe Hristos ajutor, dacă nu te scapi la El, nu. Și așa și noi. Acum, să cauți să scapi de păcatul cu tare. Nu scapi, nu poți. Dar dacă te gândești, Doamne ajută-mă, și te gândești la Hristos, scapi de păcatul ăla. Exact. Așa și cu Antichrist. Dacă mă gândesc cum să scap de Antichrist, nu scap. Dacă mă gândesc, Doamne, ajută-mă să fiu credincios până la capăt, ei, atunci te ajută Dumnezeu. Ultima întrebare. Este păcat să fim mâhniți pentru lucruri lumești, ca și ortodoxi? Ar trebui să fim eroi? Așa spunea Sfântul Arsenie Papacioc. Sfânt pentru mine este, dar Arsenie Papacioc, că noi trebuie să fim eroi și să ne luptăm și așa mai departe. A încerca să oprești mâhnirea și a fi permanent fericit, se intră la împlinirea poruncilor care îți pot curăți inima? Da, da. Am avut o discuție cândva pe tema asta. Ce să zic, nu știu cum să o pun așa în termen cât mai limpezi. Da, voi nu sunteți din lumea asta, nu vă alipiți de lumea asta și când nu te alipești de ea, presupune și lucrul ăsta, să nu mă întristez. Adică, când mă întristez pentru pagubile din lumea asta, se vedește că eu mi-am alipit inima de pământ și atunci asta ar trebui să mă trezească, să fie ca un semnal de alarmă. Băi, vezi că ai o problemă, că te-ai depărtat de Dumnezeu și te-ai lipit de pătimaș de cele pământești. Și atunci să te trezești, să mă dezlipesc de ele, să caut să gândesc altfel. Adică să caut în sensul că să mă, la început să mă frământ, apoi să găsesc soluția prin rugăciuni și prin nevoință, cum anume să fac, și apoi să și pun în practică. Așa, și mergând mai departe, da, adică trebuie să fim mulțumitori în sensul că atunci când se naște credința în sufletul nostru și luptăm, ne dăm seama că lumea aceasta va sfârși dincolo, în veșnicie, atunci nu mai gândim doar la nivelul de acum, vai, nu am servici, nu am de mâncare, ci gândești și într-o altă perspectivă. Da, trebuie să caut servici, trebuie să caut mâncare, dar nu sunt atât de disperat. Da. Sunt mulțumit și cu asta. Mulțumit în sensul că nu de lăsător sau mă știu eu, ci, sau masochist așa, da, e bine. Nu, ci în sensul că am nădejde la Dumnezeu că chiar dacă ar fi să mor, chiar dacă ar fi să, nu știu, să mă îmbolnăvesc sau să mă așa, dar voi găsi, cu ajutorul lui, voi găsi odihnă dincolo, dacă nu găsesc aici. Da. Da, părinte, vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumesc personal foarte mult. Am avut ce învăța în seara asta. Pentru nici n-am terminat subiectul, ce drept, nici nu mi-am propus neapărat să-l termin, tot, că mai sunt multe. Mai aveam, dar, nu știu, sunt unele lucruri, continua data viitoare. Da, sunt unele lucruri mai interesante așa cu catolicii, să zicem, din ziua de astăzi. Păi, nici n-am ajuns dar eu voiam prima dată să stabilesc, să fie clare reperele legate de diferențele astea între noi din, la început, la rădăcină, zicem așa, cam în 1054 sau vremea Sfântului Fotii, da. Că asta e baza. Să continuăm, părinte, dacă sunteți de acord, că nu o să aveți timp, continuăm subiectul acesta, pentru că e foarte interesant și este de o gravitate foarte mare în ziua de astăzi. Eu am fost pregătit mai mult pe perioada respectivă, pe perioada acum mai încoace, vezi, cu indulgențele și cu ce mai este. Acum nici eu nu le cunosc prea bine. Sunt mai multe. Păi mai aveam botezul fără afundare, mai aveam, mi-am adus aminte acum, din câte cunosc, că mirenii care sunt papistași, de exemplu,
ei nu se împărtășesc cu sângele și trupul lui Hristos, doar cu azimea, sau cum îi zice, biscuitele ăla. Sângele este doar pentru clerici, nu? Din câte mi-am adus aminte. Și sunt mai multe, mai au postul, inovația postului, cu căsătoria între rude, la ei se practică și treaba asta. Da, n-am auzit, dar la ei am înțeles că e aproape interzis divorțul, numai cu, sau recăsătorirea, e aprobată numai cu voi la papa, nu știu, ceva. Da, la ei este oprit doar astea, rudele de gradul întâi să se căsătorească. Da? În rest, da, n-au treabă. N-am auzit, mai este... bine, cultul inimii, cu, nici nu le știu pe astea. Și aparițiile astea ciudate ale... Da, Medjugorje, Lourdes, Fatima, ce mai... Dezvoltăm într-un alt live și părțile acestea, pentru că sunt foarte interesante de dezbătut. Că sunt înșelări mari în ziua de astăzi. Mi-e pare foarte rău, de exemplu, că sunt ortodoxii noștri care merg la Medjugorje acolo cu autocarle, că le apare Maica Domnului de la papistași. Dar o să vorbim într-un alt live. Părinte... Vă rugăm ca o încheiere, adică ce vreau să subliniez eu prin toate astea este că, de fapt, lumea catolică provine, de fapt, e un creștinism, sau nici măcar nu știu la să numi creștinism, e un păgânism cu haină creștină, adică la modul concret, francii, germanii din Occident, care erau păgâni, ce înțelegem noi, păgâni, și sălbatici, zicem așa, adică depărtați de, adică în Constantinopol și în Bizanț, filozofia greacă a fost șlefuită prin Evanghelie, a fost dată la o parte, ci prin scrierile Apostolului Pavel, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile. Au dat la o parte filozofia și a dat la o parte în sensul că am trecut mai presus de ea. Ei, prin scolastică și prin ce a fost în apus, ei de fapt abia au ajuns la filozofie și le-au plăcut atât de mult încât au prins creștinismul doar la nivel de filozofie și au un creștinism așa, din care s-au răspândit tot felul de lucruri în acestea, cu inima Maicii Domnului, cu viziuni astea ciudate, cu sfinți, cu cum se cheamă, cu adică la ei mistica s-a fost dată la o parte, dar totuși s-a răbufnit prin diferite trăiri ale unora, dar într-un mod înșelat. Francis de Assis, cum se cheamă, stigmatele și deci asta e esența care vreau să subliniez, că asta vine printr-un creștinism care doar e de haină într-un mediu, de fapt, păgân. O gândire păgână, o credință, o trăire păgână, nu știu cum să numesc. Și iarăși ceva foarte grav este că tot de la papistași au apărut protestanți, neoprotestanți, care sunt o molimă, din păcate. Dumnezeu acolo se pare că e cu influența evreilor ăsta. Luther, spre exemplu, a fost influențat de evrei să facă schisma asta, ruptura asta, cu promisiunea că se vor da de partea lui, că se vor creștina, în fine, niște lucruri. Discutăm pe un alt live și despre aceste toate subiecte. Părinte, vă mulțumesc din suflet. Bineînțeles, continuăm. Vă mulțumesc din suflet, părinte. Binecuvântați. Hristos a înviat, mulțumesc și eu. Să fie de folos celor care au ascultat sau vor asculta. Da, părinte. Doamne ajută, părinte. Vă mulțumim. Ne auzim data viitoare. Doamne ajută. Așa. Stați un pic. Da. Stai că am dispărut. M-am făcut prea mic. Sper că, nu știu, a fost de folos acest live cu părintele Lavrentie. Pentru mine a fost foarte folositor, că am auzit foarte multe învățături care ne întăresc așa în credința noastră ortodoxă și cred că avem nevoie foarte mult în zilele acestea de învățături adevărate ortodoxe, mai ales de părinți care au curajul să vorbească împotriva acestor, nu știu, ecumeniști sau împotriva ecumenismului. Asta este boala secolului. Bine, alții spun că depresia este boala secolului, dar eu cred, din punct de vedere duhovnicesc, că ecumenismul este boala secolului care vrea să îi îmbolnăvească pe cei din biserică. Așa că avem nevoie de părinți și mă bucur foarte mult când aud și văd
un părinte care are curaj să vorbească, să spună lucrurilor pe nume. De cei care dorm, sau pentru cei care dorm, ce putem spune decât somn ușor. S-ar putea să ne auzim și mâine seară cu un invitat, încă nu știu sigur, dar oricum dacă avem mâine seară un invitat, o să punem acolo anunțul pe comunitate, pe canalul nostru, aici, Cristian Creștin Ortodox. Pentru cei care nu știu despre celelalte două canale ale noastre, mai avem unul care se numește Cuvânt Ortodox, unde aici postăm doar citiri din lucrările Sfinților Părinți și nu numai, pentru că avem și viețile Sfinților Părinți, toate viețile, și lucrăm și la alte proiecte, Patericul Românesc, învățături de la toți Sfinții Părinți, Sfântul Paisie, Sfântul Porfirie, Sfântul Vasile, am început mai nou Sfântul Grigorie, Dialogul și mulți alți Sfinți. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Noi continuăm aici cu munca, avem și de la starețul Efrem, de la Iosif Vatopedinul și așa mai departe. Și de la noi, de pe aici, de la Părintele Ilie Cleopa, avem de toate. Uite, chiar și Sfântul Siluan Atonitul, despre care am menționat Părintele mai devreme, Sfântul Siluan, care are scrieri, sau mie mi se pare mai diferit așa, pentru că în scrierile Sfântului Siluan ai impresia că citești plângerile lui, dar totodată sunt cuvinte de învățătură și pentru cel care le citește sau care le ascultă. Deci, Cuvânt Ortodox se numește celălalt canal de YouTube. Avem și un alt canal numit Pelerinul Ortodox. Aici suntem mai la început, dar ușor, ușor o să postăm mai multe videoclipuri și pe acest canal numit Pelerinul Ortodox. Vă puteți abona dacă nu sunteți abonați. Aici, pe acest canal, postăm videoclipuri din pelerinaj. Da, pentru cei care vor să sprijine aceste trei canale de YouTube, găsiți metoda în descrierea acestui live. Sunt aici două metode. Cam atât. Să ne auzim cu bine. Vă mulțumesc pentru prezență. Noapte binecuvântată. Hristos a înviat. Doamne ajută și mântuire la toată lumea.